a Comisiei de Mediu și a Comisiei pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic. Suntem sesizați cu proiectul de lege privind codul silvic. Astăzi, acesta este singurul punct pe ordinea de zi de astăzi. L-164, proiect de lege privind codul silvic. Dacă sunt discuții la ordinea de zi, nu sunt, mulțumesc, supun la vot ordinea de zi. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abțineri, nu, mulțumesc, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Vă propun următorul format, m-am consultat cu domnul președinte Oprinoiu, cel care alături de mine vom încerca să conducem ședințele care au ca obiect dezbaterea, care au ca obiect codul silvic. Și mulțumind invitațiilor care astăzi ne-au onorat cu prezența, începând cu domnul ministru, secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului, reprezentanța ai Ministerului de Interne, colegii de la RNP și parteneri din asociațiile neguvernamentale, ONG-uri și alte persoane interesate. Vom căuta să avem astăzi o prezentare generală a ceea ce înseamnă noul cod silvic, urmând ca, pe măsură ce timpul ne permite și, sigur, discuțiile, în funcție de discuțiile care au loc între colegii senatori și reprezentanții guvernului, să putem ajunge și la niște concluzii. Probabil că, sau aproape sigur, nu vom avea un vot astăzi. Avem un număr de amendamente de, nu știu, peste 70 la momentul acesta, deja depuse. Și, ca regulă, aș dori să vă consult, am avut o discuție cu domnul președinte Oprinoiu, să dăm un termen tuturor colegilor parlamentari, membrii ai comisiilor, să depună amendamente sau să-și însușească amendamente din partea diverselor entități interesate și să le depună până cel târziu mâine la ora 12. Numărul de amendamente este destul de mare. Știu că mai sunt observații ale ministerelor implicate în acest cod silvic. Mai sunt colegi de la UDMR care și-au exprimat dorința de a depune amendamente și încercând să respectăm cutuma prin care fiecare membru al comisiilor poate depune amendamente chiar peste termenul pe care l-a stabilit biroul permanent al Senatului, noi acceptăm și vă propunem să acceptăm aceste amendamente până mâine la ora 12, urmând ca, după o centralizare atentă, să le transmitem către studiu atât colegilor din comisii, cât și, evident, ministerului și celor implicați, urmând ca săptămâna viitoare, într-una, două ședințe, să încercăm să începem discuția și pe fondul proiectului de lege, dar și pe amendamente. Dacă sunt obiecții la propunerea noastră, vă rog, domnule președinte. Domnilor președinți, stimați colegi, stimați invitați, în urma lecturării conținutului acestor amendamente, care este extrem de complex și chiar pertinent, sunt poziții exprimate de către ONG-urile relevante în domeniul mediului. Consider că totuși termenul de aproape 24 de ore nu este suficient pentru o asumare și o analiză pertinentă a acestora și cred că până joi ar fi absolut suficient ca să ne putem însuși. Vreau să vă readuc aminte că în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a Senatului, toate pozițiile exprimate de către ONG-uri nu pot să devină amendamente decât dacă sunt însușite de către un senator. Motiv pentru care două zile este suficient ca să le analizăm, să avem poziția Ministerului de resort pe acest domeniu și după care să le discutăm, pentru că va urma o nouă dezbatere când vom trece la eventual la vot. Am discutat și cu colegii mei din grupul liberal, chiar și domnul Nazar, discutam astăzi în cadrul grupului că va veni cu amendamente. Acestea sunt foarte importante pentru a fi comunicate în cadrul comisiilor raportoare și să avem în vedere acest aspect. Vreau de altfel să vă informez că ieri, în cadrul Comisiei Juridice pe care o prezidez, am acordat un aviz favorabil
codului silvic, deci din punctul nostru de vedere juridic putem trece mai departe. Cu toate că nu suntem comisie raportor, o mare parte din dispozițiile care privesc sancțiunile, contravențiile, măsurile speciale de confiscare, infracțiunile prevăzute în codul silvic au fost analizate judicios de către membrii comisiei juridice și putem trece la o dezbatere pe oportunitatea acestui extrem de important cod, codul silvic. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze, probabil eu nu m-am făcut suficient de bineînțeles. Noi nu analizăm niciun amendament astăzi, ci luând act și auzind pe cei care propun acest proiect de lege, dacă eventual mai sunt idei de amendamente sau amendamente, propuneri de amendamente deja exprimate, care să fie preluate de un parlamentar din Senat sau din cadrul comisiilor, să o facă până mâine la ora 12. Analiza urmează a fi făcută, nu se poate face nici de către minister, nici de către noi în două zile. Deci propuneți până joi să depunem amendamente, ceea ce înseamnă că vineri vom avea amendamente și luni când ne poate să depunem, nu avem niciun punct de vedere. Conform regulamentului, un coleg senator poate să depună chiar și în timpul ședinței un amendament. Ideea era ca... Și în plen, evident, ideea era să centralizăm aceste amendamente, staful comisiilor să le centralizeze și cumva, dacă sunt mai multe amendamente de același tip, să le putem discuta centralizat și, evident, și colegii senatori să aibă suficient timp să le analizeze astfel încât săptămâna viitoare, când o să începem dezbaterea efectivă tehnică, eu propun nu neapărat un termen, că nu există un termen, trebuie până joi, trebuie până marți. Ideea este că trebuie să ne grăbim, cei care vor să depună amendamente să o facă, să o facă cât mai rapid, astfel încât să putem să le decentralizăm și să le dezbatem așa cum trebuie să o facem, cu cea mai importantă lege pe care am avut-o mandatul ăsta, cred că este codul silvic, s-a născut ideea. Ideea s-a născut încă de când am început planul de redresare și reziliență, când am pus acel jalon de reformă în domeniu și s-a început, cred că pentru prima dată în România, un proces laborios, cu grupuri de lucru, cu mediul academic și cu această ocazie îi mulțumesc domnului Tanțul Barna, care a început acest proces. Vom începe dezbaterea. Probabil, sigur, domnul ministru o să înceapă această dezbatere și o să ne explice în cum s-a desfășurat procesul acestui proiect legislativ important pentru România. Da, mulțumesc, domnule președinte. Evident că nu trebuie să avem neapărat o dezbatere, putem conveni cu toții ca, hai să spunem, până joi la ora 12 să fie depuse toate amendamentele, astfel încât să se poată pronunța și Ministerul. Vă atrag totuși atenția că asta e în detrimentul analizei senatorilor asupra acestor amendamente, pentru că punctul de vedere al Ministerului PR trebuie să se formuleze foarte rapid, astfel încât și noi să le putem analiza și luni și marți să putem avea o decizie. Dacă e nevoie de două zile așteptând ca cineva să gândească un amendament în detrimentul dezbaterii parlamentare, eu n-am niciun fel de obiecție, stabilind că până joi ora 12 se depună amendamentele, dar, vă repet, timpul va curge în detrimentul dezbaterii parlamentare. Bun. Ținând cont că este într-adevăr, așa cum spunea distinsul nostru coleg, domnul președinte Oprinoiu, o dezbatere extrem de serioasă și extrem de importantă, în mod cel probabil cea mai importantă a acestei sesiuni parlamentare din perspectiva celor două comisii raportoare, și pentru că, într-adevăr, înțelegem cu toții că trebuie să asigurăm un echilibru în ceea ce privește funcțiile pe care pădurea le are societatea românească, așa cum discutam și ieri, respectiv funcția socială, funcția economică, dar și funcția ecologică. Eu sunt convins că vom avea niște dezbateri serioase și invit pe toată lumea să ia cuvântul. Nu vrem să le grăbim în mod inutil, dar nici să nu încercăm să trecem cu cât mai repede se poate, astfel încât să nu avem o adoptare tacită pe această lege importantă și să avem o dezbatere reală și un vot cât mai
corect, cât mai exact, astfel încât îmi doresc ca la finalul acestor dezbateri toate grupurile parlamentare reprezentate să susțină acest cod silvic, care nu este al unui partid, nu este al unui ministru, până la urmă este al societății românești. Vă rog, domnule ministru, pentru prezentare, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor președinți, doamnelor și domnilor senatori, distinși reprezentanți ai societății civile, ai ministerului, ai producătorilor de mobilă și toți cei prezenți astăzi aici. Încep prin a spune că acest proiect de cod silvic, acest nou cod silvic, este rezultatul muncii unor experți cu o reputație excepțională, cu o carieră profesională de ani sau de zeci de ani în spate, și cei care au meritul pentru elaborarea acestui cod silvic sunt, fără îndoială, colegii de la Universitatea Transilvania din Brașov, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea. Sunt cei cărora le mulțumesc ori de câte ori am ocazia, pentru că au scris acest cod silvic, despre care unii spun că ar fi cel mai bun cod silvic scris vreodată, alții spun că e cel mai prost, alții spun că ar trebui să ne oprim cu totul și să o luăm de la capăt. Una peste alta, înțeleg că toată lumea are o opinie despre codul silvic și dacă se pricepe și dacă nu, ceea ce nu cred că e un lucru rău, însă este adevărat, elaborarea codului silvic a fost finanțată din PNRR și aprobarea și adoptarea noului cod silvic este un jalon în PNRR. Cu alte cuvinte, statul român, în funcție de adoptarea mai devreme sau mai târziu a acestui act normativ, va depinde în sensul aprobării unei cereri de plată, dacă mi-amintesc eu bine, cererea de plată 4. În același timp, aș spune că mă bucur că avem această dezbatere parlamentară. Am spus încă de la început că dincolo de urgența și dincolo de graba de care trebuie să dăm dovadă în legătură cu adoptarea acestui act normativ, este o lege mult prea importantă să fie aprobată prin ordonanță de urgență. Locul în care legea trebuie să fie aprobată și locul unde legea trebuie să fie dezbătută este aici, în Parlament. Și din acest motiv vă anunț că particip ori de câte ori este cazul, mă voi prezenta personal la fiecare dezbatere pe marginea codului silvic. Astăzi mi-am anulat toată agenda zilei pentru a sta aici oricât de multe ore este nevoie pentru a discuta articol cu articol, pentru că până la urmă, dacă până astăzi au fost discuții la nivel tehnic și specialiștii au discutat între ei, unii au avut o opinie, alții au avut altă opinie, acum discuția s-a mutat la nivel politic, la nivel parlamentar, însă în continuare voi susține vocea acelor specialiști, în sensul în care eu consider că propunerea de cod silvic pe care o avem astăzi în față este o propunere foarte bună, dar care poate fi îmbunătățită. Cred că trebuie să înțelegem de la început că acest nou cod silvic nu va împăca pe toată lumea. Avem la masă proprietari de păduri, proprietari mici de pădure, proprietari de suprafețe mai mari, avem proprietari de fond forestier public, la fel cum avem
proprietari privați, avem administratori de pădure, avem ONG-uri și societatea civilă și avem industria care asigură astăzi peste 100.000 de locuri de muncă, peste 100.000 de salarii plătite în fiecare lună și cumva va trebui să avem un cod silvic care să împace toate aceste entități la care m-am referit mai devreme. Este probabil și motivul pentru care, pentru prima oară în istoria Ministerului Mediului, am avut 3 zile de dezbatere publică. Este probabil motivul pentru care, pentru prima oară în istoria Ministerului Mediului, la dezbaterile publice pe care le-am organizat, au venit și persoane fizice. Au fost cetățeni care au aflat că discutăm despre codul silvic, care au venit pur și simplu la minister să-și exprime opinia proprie în legătură cu viitorul pădurilor din România. Am citit toate amendamentele depuse până astăzi, sau toate amendamentele care au fost comunicate Ministerului Mediului. Așa cum am spus la început, cea mai mare parte a acestor amendamente sunt nu la prima citire. Le-am văzut și în grupurile de lucru atunci când s-a scris codul silvic. Unele dintre ele au fost menționate în forma propusă, altele nu au fost deloc, ca urmare a discuțiilor între experții care au participat la elaborarea acestui cod silvic. M-aș bucura astăzi să pot avea ocazia să înțeleg argumentele amendamentelor, argumentele inițiatorilor amendamentelor pentru a le putea dezbate și pentru a le putea discuta împreună cu colegii din minister. Și aș mai adăuga faptul că, dincolo de opiniile specialiștilor pe care nu le pun la îndoială, nu îmi propun să dau vreo lecție despre silvicultură vreunui profesor universitar din România sau vreunui om care a muncit toată viața în silvicultură, însă cred că toată lumea e mândră de faptul că România astăzi are, cred că, cele mai valoroase păduri din Uniunea Europeană, are o conectivitate foarte bună a pădurilor, are încă păduri virgine și păduri seculare, spre deosebire de foarte multe țări din Uniunea Europeană, și se bucură de o biodiversitate extraordinară, spre deosebire de multe alte țări din Uniunea Europeană. Spun asta înțelegând că am avut cod silvic și până astăzi, și avem și astăzi, și așa cum arată pădurile din România, pot să spun că în ultima 100 de ani sau mai mult, toți sectorul silvic românesc a făcut o treabă bună și ne-a lăsat nouă în grijă, și avem astăzi în grijă niște păduri cu care eu personal mă mândresc ori de câte ori mă întâlnesc cu vreun alt ministru al mediului dintr-o altă țară din Uniunea Europeană. Și dincolo de toate chestiunile tehnice, vreau să vă spun că au fost de la început 3 lucruri la care am ținut ca ministru, ca politician, indiferent cum m-aș numi. Prima chestiune se referă la confiscarea mijlocului de transport cu care se fură lemn din pădurile din România. Este un lucru pe care eu îl apreciez a fi cel mai bun în legătură cu combaterea furtului de masă lemnoasă. Cred că hoții de lemne nu se sperie nici de amenzi, nu se sperie nici de dosare penale, dar se pot speria de confiscarea mijlocului de transport. Este un lucru la care țin în continuare.
și care trebuie să rămână în noul cod silvic și în legătură cu care mă aștept ca atât Senatul României cât și Camera Deputaților ca for decizional să accepte acest argument pe care l-am expus deja și pe care îl voi dezvolta în continuare. Un al doilea lucru pe care îl consider extrem de important se referă la conflictul de interese. Nu putem accepta să fii pădurar și o rudă de gradul 1 să aibă gater, să lucrezi la un ocol silvic și o rudă foarte apropiată să facă comerț cu masă lemnoasă. Cred că ar trebui să avem un principiu similar cu materia conflictului de interese a funcționarilor publici. Și un al treilea lucru despre care vreau să mă pronunț astăzi este legat de accesul liber și nerestricționat în pădurile din România. Toate aceste chestiuni pe care le-am expus mai devreme au fost propuse în forma de în draftul de cod silvic pe care l-am trimis ministerelor avizatoare, l-am pus pe masa guvernului, însă e bine să știm că o condiție esențială în a adopta un proiect de lege în Guvernul României este aceea de a avea avize de la toate ministerele. Și în cadrul observațiilor pe care le-am primit ca urmare a avizării interministeriale, au fost solicitări ale unor specialiști pe care nu i-am contrazis la momentul respectiv, care au spus, fie că locul conflictului de interese nu e în codul silvic, ci e într-o altă legislație, fie că măsura confiscării mijlocului de transport ar trebui să fie lăsată la aprecierea unui judecător și nu dispusă în codul silvic, CES-ul a spus că în cazul accesului în pădure ar trebui să cerem voie proprietarului de pădure. Nu am avut de ales la momentul respectiv decât să acceptăm acele compromisuri de a nu intra în guvern cu un cod silvic avizat negativ de vreun minister sau cu observații, însă rugămintea pe care vă adresez este aceea de a ține cont de aceste trei chestiuni, cel puțin, pe care le-am expus mai devreme. Și eu cred că așa cum s-a întâmplat cu alte modificări ale codului silvic, cele legate de marcarea arborilor în lipsa dezbaterii succesorale, cele legate de transmiterea la monitorul oficial a amenajamentelor silvice, unde am găsit un consens pe care sper să-l găsesc și aici, la Senat. Am găsit consens la Camera Deputaților în Comisia de Mediu și Echilibru Ecologic și am propus atunci ca cel puțin aceste trei amendamente, pe care sper eu că toată lumea le consideră de bun simț, să nu fie politizate, dincolo de faptul că unele partide deja sunt în campanie electorală pe marginea codului silvic, să nu fie politizate în sensul în care să le inițiem împreună și să le votăm împreună. Mi-au transmis deja unii colegi că nu sunt de acord cu această opinie, că urmează să ducă o campanie extrem de agresivă împotriva ministerului, împotriva modului în care punem pe masă și elaborăm acest cod silvic, dar în continuare mă aștept să avem un dialog constructiv, înțelegând foarte bine care e rolul opoziției în tot acest demers, dar speranța mea este că vom ieși din Senat cu o formă care să fie foarte aproape de forma pe care o vom aproba și la Camera Deputaților și cu o formă care să împace toate
entitățile pe care le-am menționat mai devreme. Nu o să putem să împăcăm doar ONG-urile, la fel cum nu o să putem să împăcăm doar proprietarii de pădure sau industria pe care o văd astăzi în sală. Așadar, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. M-aș bucura să fim invitați ori de câte ori discutăm pe marginea codului silvic, pentru că îmi propun să apăr munca colegilor de până acum, pe de o parte, la fel cum trebuie să admit, am citit amendamentele propuse deja și o parte însemnată din ele sunt amendamente care vin în sensul în care putem clarificăm anumite chestiuni sau chiar le îmbunătățim pe celelalte. Departe de mine să spun că toate amendamentele opoziției sunt proaste și toate amendamentele colegilor mei sunt bune. Eu vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice fel de explicații sau clarificări. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezentarea succintă, dar eficace, în sensul că am înțeles că deja punctul de vedere dumneavoastră l-ați exprimat voilat, măcar pe două sau trei chestiuni destul de controversate între amendamente. Vom ține cont, evident, și de punctul dumneavoastră de vedere și de amendamentele colegilor care au atins aceste puncte delicate. Vreau să pun o întrebare, dacă din partea Ministerului mai dorește cineva, Ministerului Mediului, mai dorește cineva sau mai are vreo completare, poate secretarul de stat care s-a ocupat direct de elaborare sau domnul director Iacob? Nu, eu cred că e suficient să câștigăm timp. Am înțeles, mulțumesc dumnealor, probabil că vor, pe parcursul celorlalte discuții, vor interveni activ. Din partea Ministerului de Interne, vă rog, dacă este cineva. Sau dorește să intervină? Nu. Mulțumesc. Cu permisiunea colegilor mei senatori... Cred că e Ministerul Justiției, să știți, în sală, dacă... Ministerul Justiției, dar n-am fost informat, vă rog. Bună ziua! Vă rog. Ministerul Public, Parchetul General mai exact. Mulțumim frumos pentru invitație. Pare foarte bine că suntem aici și putem să ascultăm aspecte legate de elaborarea proiectului și de modul cum a fost promovat, mai ales că sunt unele lucruri care, pe care le cunoșteam într-un fel și au ajuns în fața dumneavoastră ușor diferit. Mă refer pe partea de răspundere și răspundere penală și condiții în sensul acesta. Vom căuta la rândul nostru să oferim, să zicem așa, feedback pe aceste aspecte care ne interesează în mod deosebit și cu care noi lucrăm zi de zi. Urmează să luăm act de modul în care vom comunica opinia noastră în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Dacă doriți să interveniți, domnul primar. Voiam doar să-i mulțumesc domnului ministru că, pentru participarea la această dezbatere și nu suntem în campanie electorală pentru că eu reprezint opoziția, dar în momentul în care o lege importantă pentru România prin birou permanent trece azi și a doua zi avem termen de amendamente, iar după o săptămână termen de raport, am fost deranjați de această atitudine a coaliției de guvernare, pentru că este o lege importantă pe care vrem să o dezbatem. Vrem să o dezbatem și să discutăm amendament cu amendament și, așa cum a spus, sunt multe lucruri pe care, în mod sigur, o să găsim consens. Acest lucru ne-a deranjat faptul că ne grăbim pe o lege importantă a României, deși avem suficient timp să facem împreună o lege bună. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, eu sunt cel care am cerut procedură de urgență în guvern pentru acest proiect de lege, dar asta nu înseamnă că nu ne facem treaba și nu dezbatem oricât de multe ore sau zile e cazul proiectul de cod silvic, însă nici n-aș vrea să ne aflăm în situația în care ratăm o cerere de plată pentru că această dezbatere parlamentară durează mai mult decât e cazul. Mulțumesc! Am înțeles, mulțumesc! Haideți să nu pierdem timpul, să mergem mai departe și o să cer permisiunea colegilor noștri parlamentari de a
da cuvântul pentru un minut, maxim două, câte unui reprezentant ale ONG-urilor, fundațiilor prezente astăzi aici, a celor interesați, să ne spună părerea doar despre cadrul general. Nu intrăm într-o dezbatere pe amendamente. Dacă aveți ceva de spus despre codul silvic în totalitatea lui, să ne transmiteți un punct de vedere, astfel încât să lăsăm posibilitatea colegilor parlamentari să adreseze întrebări inițiatorilor și sigur să avem clarificări în ceea ce privește domeniile care ni se par oarecum controversate. Vă rog, de pildă, aș începe prin a da cuvântul domnului Silviu Geană, care reprezintă Federația Sindicatelor Silva. Până la urmă, dumnealor sunt cei care sunt chemați să aplice această legislație în domeniu și evident că trebuie să ținem cont de punctul dumnealor de vedere. Vă rog, domnule Geană, dar foarte pe scurt, în 2-3 minute, și discutăm despre cadrul general și nu despre amendamentele sau observații pe care deja le-ați transmis și colegii noștri le-au. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim frumos pentru invitație. Îl salut și pe domnul președinte de la Comisia de Mediu. De asemenea, pe domnul ministru Mircea Fechet. Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a susținut în ultimii ani necesitatea adoptării unui nou proiect de cod silvic, motivat de faptul că actuala lege, legea 46/2008, funcționează ca o minge peticită, dacă putem spune așa. S-a pornit în martie anul 2023 în aula Universității Transilvania din Brașov, de către fostul ministru, domnul senator Tanțoș Varna, acest proiect. Tot sectorul silvic și-a pus ideea că avem în prezent legea 46, un cod silvic destul de stufos și că este nevoie de un cod silvic mult mai suplu. S-a lucrat într-adevăr intens un an de zile la acest proiect al noului cod silvic, însă din păcate s-a ajuns de la 130 de articole cât are în prezent codul silvic la un cod silvic de 158-160 de articole până în momentul de față, deci până în momentul în care proiectul a ajuns la dumneavoastră spre dezbatere în Parlament. Noi am formulat pe toate etapele de dezbatere publică o serie de propuneri de îmbunătățire, o serie de propuneri de amendamente, propuneri care au fost adresate și celor două comisii, Comisia pentru Ape Păduri și respectiv Comisia pentru Mediu. Sunt câteva aspecte la care ținem foarte mult și sunt aspecte care țin de funcționalitatea administrării pădurilor în România. Sunt aspecte care țin de proprietari și sunt aspecte care țin de ceea ce înseamnă recoltarea și respectiv valorificarea masei lemnoase. Nu o să intru în amănunte și dacă veți fi de acord să ne invitați și la dezbaterile pe articole, atunci o să putem să prezentăm amendamentele noastre. Nu vrem să facem nimic altceva, nici să spunem că să criticăm un proiect de lege la care s-a muncit și s-a muncit, eu știu, cred că 75-80% din sectorul silvic a fost implicat în acest amplu proces, dar cu siguranță putem să fim partea soluției și să ne aducem aportul la forma finală a reglementării, pentru ca să avem un cod silvic care să fie lucrativ, aplicabil și să nu pună piedici în ceea ce înseamnă funcționarea sectorului silvic. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă Rețeaua pentru Natura Urbană, domnul Alex Găvan, doriți să interveniți? Un minut. Bună ziua, Alex Găvan, fondator Platforma Civică pentru Centura Verde, din care, într-adevăr, face parte și Rețeaua pentru Natură Urbană. Trei lucruri vreau să o subliniez, lucrurile pentru care noi astăzi am venit aici. Unul este că mă bucur că, în sfârșit, partidele și-au dat mâna pentru ceea ce noi considerăm că este important, cu adevărat să avem grijă de natură și având grijă de natură înseamnă că, de fapt, avem grijă de noi ca societate. Mulțumim sprijinului Ministerului pentru proiectul nostru de lege, care deja a trecut de toate comisiile Senatului, a trecut de toate comisiile de la Camera Deputaților și
cumva de 5 luni de zile stagnează acolo, drept pentru care săptămâna trecută am făcut și pivotul pentru pivotul acestei legi legate de pădurile periurbane din jurul capitalei de care avem atâtea nevoie și am făcut pivotul pe nou cod silvic. Dintre autori suntem foarte bucuroși că în continuare se regăsesc actualul ministru al mediului, îi mulțumim, se regăsește fostul ministru al mediului, dumneavoastră, domnule președinte, domnul Oprinoiu, domnul Țigârlaș aici de față, toate partidele susțin această inițiativă pentru natură și pentru oameni. Este mare lucru, cumva pentru prima oară din experiența mea de peste 20 de ani am reușit într-adevăr să ne aducem la, să venim cu toții la aceeași masă și să realizăm faptul că ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne afectează pe toți și cumva suntem într-o situație gen pilula albă, pilula neagră și viitorul nostru depinde de ceea ce noi în continuare decidem în mod colectiv. Deci asta este prima parte, iar își mulțumim foarte mult Ministerului că susține accesul în pădure și o decizie istorică, spun eu, includerea arborilor remarcabili în Fondul Forestier Național, pentru că aceștia sunt depozitarii unei forme de memorie identitară care, odată pierdută, va fi pierdută pentru totdeauna și nimic nu va mai putea fi pusă în locul unui copac de 400 de ani, de 500 de ani, ceea ce este o formă de patrimoniu fantastic. Centura Verde București-Ilfov și alte păduri periurbane din alte orașe, cum sunt Rivale, care acum este sub asaltul unui imobiliar, sau Bârnova din ea, sau Hoia din Cluj și așa mai departe, pur și simplu reprezintă un proiect de sănătate publică care, ca parte a unei soluții sistemice, conține și o componentă de mediu. Dar, atenție, nu este un proiect de mediu, este un proiect de sănătate publică pe care, dacă acum nu-l tratăm cu maximă seriozitate și prioritate, viitorul ni-l va impune oricum la un preț de sănătate, economic și etic, absolut în mit. Vă mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc. V-aș ruga pe toți cei care interveniți să ne limităm strict pe ceea ce înseamnă textul de lege, pe codul silvic și pe cadrul general. Și îmi permit să invit pe un reprezentant al Institutului Marin Drăcea, fie domnul Badea, fie domnul Achim, dacă dorește să intervină un pic ca specialiști. Vă rog. Bună ziua, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Suntem onorați atât ca instituție, cât și ca specialiști care am participat în grupul de experți de elaborare a proiectului de nou cod silvic. Mulțumim domnului ministru al mediului care apreciază foarte mult munca acestui grup de experți conturat din cele trei entități, două universități și institutul nostru. În mare domnia sa a prezentat modul de realizare, de elaborare a acestui proiect. Din interior vă putem spune că a fost o perioadă foarte scurtă, fiind un jalon în PNRR de realizat, dar suntem surprinși că totuși se împlinește aproape un an de când am depus acest proiect și acum văd că trebuie să suntem în urgență și trebuie să realizăm și să îndeplinim acest jalon și foarte important pentru întreaga societate românească și pentru silvicultură. De asemenea, aș dori, dacă se poate, și sugerez ca la dezbaterile pe text să fie invitată instituția și mai sunt și încă două entități importante în această țară, Academia Română și Academia de Științe Agricole și Silvice, cu secții de specialitate care astăzi am văzut că nu au fost invitate. Vă mulțumesc! Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum vedeți ca inventarul forestier național să fie o entitate separată, direct în subordinea Ministerului Mediului? Pentru că, așa cum știm cu toții, Ministerul Mediului este direct beneficiarul acestei instituții. Da, având în vedere aspectele care am văzut că au fost prezentate și într-unul din amendamentele sau două câte au fost depuse pe codul silvic,
Într-adevăr, locul inventarului forestier național acestei structuri este în cadrul Institutului de Specialitate, pentru că acolo există specialiști nu numai în cadrul structurii, dar în cadrul celorlalte departamente ale Institutului, în special mă refer pe activitatea de cercetare. Dar, din cauza unor disfuncționalități în ceea ce privește finanțarea acestei structuri, și știți că Institutul nu este o instituție bugetară, este o instituție care funcționează din fonduri proprii. Au fost sincope foarte mari, niciodată nu a putut fi finanțat în mod fluent și la nivelul de finanțare solicitat de această activitate care consumă destui bani. Ăsta este un lucru. Al doilea aspect, ne aducem aminte din anul 2019 de discuțiile care au fost și am ajuns la concluzia, nu știu dacă domnul ministru Tanțoș Barna este aici, fostul ministru, dar poate să confirme că ceea ce s-a vehiculat și a făcut ca România să intre, să îi se dea infringement, s-a dovedit că nu este adevărat. Ministerul Mediului, prin documente oficiale, a demonstrat că de 100 de ori acea valoare care s-a vehiculat că sunt teri ilegale. Deci inventarul forestier nu poate să surprindă, nu poate el prin metodologie și nu vreau să intru în amănunte. Și atunci instituția are de suferit pe acest motiv. Mulțumesc! Aici poate să fie o dezbatere foarte lungă, tocmai de aceea o să vă invit în ședința în care o să discutăm acest amendament, pentru că și eu vă pot aduce foarte multe contraargumente la tot ceea ce a spus dumneavoastră, dar nu intrăm în dezbatere aici, pentru că o să consumăm timpul. Văd că domnul ministru dorește să... Da, dacă o să-mi permiteți, voi interveni ori de câte ori cred că e nevoie și de poziția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Cred că toată lumea e de acord că România trebuie să continue acest proces de inventariere al fondului forestier. Suntem astăzi la ciclu 3 al IFN-ului, care sperăm noi că îl vom termina anul acesta. Anul acesta și anul următor. Însă, dincolo de locul unde va fi acea structură a IFN-ului, că va fi la guvern, că va fi la minister sau că va fi așa cum este astăzi la INCDS, un lucru este clar, ea trebuie să fie o structură independentă, să nu existe riscul în care vreun ministru, vreun demnitar să dicteze celor care inventariază fondul forestier ce anume au de făcut și cum, pe de o parte. Pe de altă parte, orice discuție avem legată de viitorul ciclu al inventarului forestier național, ea trebuie să vizeze ceea ce se întâmplă de la anul, adică atunci când vom începe ciclul 4 și în niciun caz nu trebuie să tulbure activitatea colegilor de la IFN pe care o desfășoară astăzi. Rămâne deci o decizie politică care până la urmă se va discuta aici în Parlament, însă aș vrea să clarific aceste chestiuni, cea mai importantă dintre ele legată de independența celor care vor desfășura inventarul forestier național. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc. Aș vrea să fiu extrem de clar și o să rog și stafful celor două comisii, eventual unde este consideră ceva important, să consemneze. Evident că Academia Română, invitația a fost publică pentru toată lumea și dezbaterile sunt publice. Toți cei prezenți astăzi aici și cei care, din motive obiective probabil, n-au reușit să ajungă, sunt invitați pe tot parcursul dezbaterilor, fără niciun fel de problemă, și cu atât mai mult suportul noastră va fi necesar în clarificarea anumitor aspecte. Sigur că atunci când ne vom exprima votul, va trebui să rămânem între noi, membrii celor două comisii, pentru a ne exprima votul. Dar pe tot parcursul dezbaterilor, evident că sunteți permanent invitați, e o chestiune de interes public și toată lumea trebuie să fie
corect informat. O să rog pe colegul, fostul meu coleg, căruia îi urez bun revenit în Parlament, domnul Mihai Goțiu, să se limiteze la maxim 2 minute, știm la ce se referă intervenția domniei sale, dar cred că este important să-l ascultăm. Bună ziua și bine v-am găsit și regăsit. Astăzi sunt din partea societății civile, din partea societății academice din România și a site-ului România Curată, dar evident nu pot să fac abstracție că am făcut parte din aceste comisii pentru mediu, respectiv ape și păduri, și sunt chiar și co-inițiator al acelui amendament legat de confiscarea vehiculelor utilizate la transportul ilegal de material lemnos. Trebuie însă să pornim această discuție pornind de la controversa care există în spațiul public și nu vreau să lungesc acest lucru, dar nu putem ignora datele inventarului forestier național care ne spun destul de clar că se fură aproape dublu decât se taie cu acte în România, dincolo de toate tentativele de a minimaliza aceste cifre. Din acest punct de vedere, nu întâmplător România a intrat în infringement pentru păduri, nu întâmplător acest jalon din PNRR prevede și lucruri legate de sancțiunile penale cu tot ceea ce înseamnă activitatea din domeniul administrării pădurilor. Și vreau să-i spun domnului ministru că nu simpla adoptarea unui nou cod silvic, ci a unui nou cod silvic reformator va însemna îndeplinirea jalonului din PNRR. Sunt și alte exemple, dacă ne gândim la legea avertizorului de integritate, că simpla adoptare n-a însemnat și îndeplinirea jalonului din PNRR, dacă acea adoptare nu prevede exact sensul pentru care a fost prevăzut acest jalon. Mă bucur că a vorbit domnul ministru de cele 100.000 de locuri de muncă în domeniul forestier, dar ca și viziune trebuie să ne gândim că la nivelul anului 2000 erau 100.000 de locuri de muncă doar în industria mobilei, cu mult mai puțin lemn tăiat decât acum, cu acte sau fără acte. Deci această modalitate de valorificare superioară a lemnului, a materialului lemnos, trebuie să se reflecte în toate aspectele acestui nou cod silvic și, din păcate, încă e departe de acest lucru. Spuneam însă că mă voi referi specific și la acest subiect care e pe agenda cetățenilor, e pe agenda publică, am văzut declarații legate de confiscarea vehiculor utilizate la transportul ilegal de material lemnos. Ceea ce este acum în codul penal este insuficient și am publicat rapoarte și cazuri în care pe articolul 112 alinia 2, și mă refer și reprezentantului Ministerului Justiției, procurorii au dispus să se dea camionul înapoi. De ce? Pentru că au considerat că este vădit disproporționat. Ei bine, pericolul social al faptului, raportat la ceea ce înseamnă pierderile economice, pierderile sociale legate de pădure, nu doar la tăierea lemnului, este evident că fapta nu se referă și nu ne raportăm doar la valoarea lemnului din camion, ci la o întreagă rețea de criminalitate organizată. Pentru că un transport ilegal de material lemnos de 10 metri cub sau de 5 metri cub, care se repete cu același camion, cum a fost cazul de la Mureș, nu poate să fie fără oameni din pădure băgați în rețea, fără firme de transport, fără firme de prelucrare primară și de punere pe piață, uneori chiar și cu firme care comercializează către cineva, un beneficiar final. Deci nu valoarea lemnului din camion e cea care ne provoacă frisoane, că nu vorbim de o căruță cu 3 metri cub de lemn, ci toată acea rețea de criminalitate organizată. În raport cu aceasta, confiscarea unui camion, una dintre singurele măsuri eficiente, trebuie să fie fără dubiu prevăzută și spus foarte clar că nu se aplică aliniatul 112, aliniat 2, ținând cont de pericolul social al faptei acestea. Am aici, domnul avocat, am avut o scurtă contră, exact acest lucru e folosit de avocații hoților de lemne ca să scape și să-și recupereze, și sunt cazuri publice, să-și recupereze într-o săptămână campionul confiscat, utilizat de câteva ori până atunci. Mai fac doar câteva referințe legate de accesul liber în pădure. Acela trebuie să fie fără niciun acord sau înștiințare a proprietarului. E ca și cum, domnule ministru, ați vrea să mergeți în parc și trebuie să anunțați de fiecare dată când mergeți în parc. Iertați-mă, doar ce am spus că-s de acord și cu accesul și cu confiscarea. Dar fără acele codițe cum apare draftul final. Draftul final ajuns acum. Ați ascultat?
V-am ascultat, spun și către restul colegilor, fără acele codiții, codițe, cu înștiințarea proprietarului sau la jurnalist sau activist sau reprezentanța ONG-urilor, cu, pe, fără a afecta drepturilor, nu mai știu. Mă bucur că susțineți, dar am subliniat și de ce. În fine, un ultim aspect legat de ceea ce s-a întâmplat, probabil cazul cel mai cunoscut, îl știți, parcul Iore, dar sunt parcul Gurăzăvei sau alte zone care s-au folosit de dezincriminarea din 2020 a tăierilor fără drept și a distrugerilor de arbori din alte spații, din afara Fondului Forestier Național, sub pretextul că s-ar putea să fie sancționați oameni care își curăță pajiștile sau livezile. Nu s-a întâmplat vreodată acest lucru. În schimb, s-au folosit de această dezincriminare pentru a distruge zone verzi, în special din capitală, dar și din alte spații din țară, și de aceea considerăm că în nou cod penal trebuie reintrodusă sancțiunea penală a tăierii fără drept, respectiv a distrugerii vegetației din afara Fondului Forestier Național. Vă mulțumesc. Dar numai o secundă, n-o să reiau, că ar fi culmea să spun și eu a treia oară ceea ce s-a mai spus deja, respectiv că o să confiscăm și o să permitem accesul liber, dar o scurtă completare vreau să adaug, respectiv faptul că parcul Iore și multe alte parcuri nu se încadrează, oricât am spune noi că motivăm folosindu-ne de parc, nu se încadrează la vegetație în afara Fondului Forestier. Se încadrează la arbori din afara Fondului Forestier. Dar nu la vegetație în afara Fondului. Și punctul, deci avem două articole, punctual, tehnic, o să discutăm și la amendamente, dar e un articol la tăiere fără drept de arbori. Nici parcul Iore și nici peluza din fața Parlamentului care... Până în 2020, domnule ministru, s-au încadrat. S-au încadrat până în 2020 când s-a scos. Veți informat greșit. Nu, întrebați Ministerul Justiției până în 2020 că au avut cazuri. Bun, haideți să nu discutăm despre cazuri punctuale. Avem ocazia pe fiecare amendament să susținem puncte de vedere. Evident, decizia va fi luată prin vot pe fiecare amendament. Avem ocazia să discutăm. Repet, aș dori să fiți cât se poate de concentrați doar pe chestiunile de fond. Bun, doamna Orieta Hulea, dacă este, vă rog să vă prezentați și să spuneți din partea pe cine reprezentați. Dacă îmi permiteți, o să intervin eu. Radu Vlad, WWF România. Vă mulțumesc. Aș porni observațiile de la nota de fundamentare a proiectului de lege pentru nou cod silvic, unde doresc să reamintesc că trebuia să transpună prin cerințe clare principiile și direcțiile strategice de acțiune exprimate prin Strategia Națională pentru Păduri. Acestea au fost termeni de referință asumați de minister, acestea a fost jalonul PNR. Orice avem, noi, în loc de această strategie, în loc de aceste principii, vrem să atragem atenția că prevederile noului proiect de lege contravin flagrant direcțiile strategice de acțiune exprimate prin strategia, ceea ce înseamnă, pentru că trebuia să mă limitez la un minut, înseamnă că reformele necesare pentru sectorul forestier din România au fost practic deturnate. Dovada sunt numeroasele amendamente transmise de diferiți factori interesați. Aici am transmis cel puțin 25 de pagini în care demonstrăm aceste lucruri. În loc să instituie aceste reforme administrative în principal atât de necesare în silvicultură, proiectul de lege se grăbește practic să dărâme bunele practici din silvicultura românească, aruncându-le aplicate cu continuitate de decenii, dărâmând practic bunele practici de până acum și înlocuindu-le cu ghiduri de bune practici, cu aplicabilitate, insist, voluntară. Ori da, pădurile pe care spuneați, domnule ministru, pe care le avem și sunt într-adevăr bogate în biodiversitate, nu este o coincidență. Sunt rezultatul acestor practici. Ori practic prin acest cod silvic, dumneavoastră, mă rog, autoritatea, guvernul, le pune sub semnul întrebării. Da? Argumente avem destule. Aprecierea noastră este că acest proiect de lege generează mai multe probleme grave de ordin economic, social și, bineînțeles, de mediu, de natură să revigoreze haosul în pădure, am spus noi,
Propuneți, în schimb, măsuri radicale, ireversibile, pentru silvicultura românească, fără o evaluare a impactului de mediu social-economic care s-ar fi justificat, ignorând riscurile pe care le-am atras atenția în repetate rânduri. De precizat că noi am fost parte a acestui proiect de 4 ani de acum, de la direcțiile strategice, opțiunile strategice, la Strategia Națională pentru Păduri, deci înțelegem foarte bine în detaliu fiecare prevedere a codului silvic. S-a vorbit de specialiști. Ori între știm, putem verifica pe site-ul universităților componența grupurilor de lucru. N-au fost doar membrii ai cadrului academic, da? Și atunci vine mirarea noastră, marele mister. De ce, practic, nu mai seamănă prevederile codului silvic și sunt contrazise cu direcțiile strategice pe care le-am asumat? Dacă îmi permiteți, un singur exemplu, nu s-a discutat până acum și aș vrea să atrag atenția, noi am spus liberalizarea tăierilor, această creștere necontrolată și nesustenabilă a exploatărilor de lemn, fără să țină cont de impactul la nivel de peisaj pe care l-ar putea genera aceste tăieri, dar și asupra dezvoltării unei bioeconomii forestiere durabile. Este subminat, practic, principiul continuității recoltelor sustenabile a recoltelor de lemn și se atomizează administrarea administrativă. Iată două aspecte care contravin clar direcțiilor strategice de acțiune. Spuneam, nu pot să intru în detaliu, spuneam că nu a fost făcută o evaluare a impactului del mediu. Întrebăm, cu privire la articolul 25, care este suprafața fondului forestier care poate să intre în sub incidența articolului 25? Care este volumul de lemn care ar putea să fie recoltat dacă toți acești proprietari își aleg ca țeluri de producție celuloză, când în Europa celuloza se exploatează în arborete între 30 și 70, 80 de ani, în funcție de specie. Mai departe, vorbiți de serviciile ecosistemice minimale, da? Altă problemă de bază a acestui cod silvic. Noi spunem că se coboară exigențele impuse de lege la un nivel atât de scăzut încât practic dezincriminează practicile silviculturare nesustenabile, care până acum erau considerate practici legale. Prin nivelul minim de referință a acestor servicii ecosistemice minimale, care fac trimitere la degradarea pădurii, degradarea solurilor, promovarea regenerării naturale, ce frumos sună, dacă ne uităm la glosarul de termeni, vedem că degradarea pădurilor înseamnă doar transformarea pădurii în plantație, vedem că degradarea solului înseamnă doar la duce până la anularea potențialului productiv. Deci ce trebuie să facă un proprietar, da, până unde să ajungă ca să atingă acest obiect, aceste praguri definite? Ori iată ce va mai apăra de aici înainte legalitatea? Da? Pentru că astea vor fi, generează, de aia o facem, pentru că generează sortimente superioare de lemn. Deci a doua problemă de bază care a fost sublinată, da, și de domnul Goțiu, este ce facem cu acest lemn. Nu apare clar, da, așa cum erau exprimate în direcțiile strategice, să promovăm acele lanțuri valorice care aduc cea mai mare valoare adăugată raportată la masa lemnoasă consumată. Ori îmi amintesc, da, avem 10 ani de când s-a redeschis acest cod silvic, da, 2014-2015, la vremea respectivă era doamna Doina Pană inițiatoarea acestui proiect de lege. Atunci au apărut aceste reguli de valorificare pentru proprietatea publică. Ori noi astăzi suntem exact în aceeași situație. Nu modifică cu mai nimic regulile din acest regulament, nu creează cadrul ulterior ca prin regulamentul de valorificare a masei lemnoase să ajungem să dăm sens sortimentele pe care le producem, efortului silvicultural de a produce aceste sortimente, în a crea o dezvoltare durabilă a comunităților locale și a promova, a da sens principiului utilizării lemnului în cascadă. Și aici, dacă discut de principiul lemnului în cascadă, da, este foarte frumos o definiție a ce înseamnă valorificarea superioară a lemnului, nu numai că nu contravine principiilor de până acum, dar amintesc un alt element care nu este surprins în un jalon important în PNR, trebuia să avem criterii de sustenabilitate pentru utilizarea biomasei forestiere. Ori ele nu se găsesc nici în strategie, nu este nici cadru pentru dezvoltarea rolului în codul silvic. Lista poate continua și dacă suntem o organizație de mediu, doar atât aș vrea să punctez că
conceptele de conservare a biodiversității nu sunt integrate în managementul forestier, iarăși plecăm de acest nivel de referință, acest nivel de referință minimal a acestor servicii ecosistemice, restul sunt voluntare. Nu există claritate dincolo de această problemele de fond, nu există claritate a textului, da? Dacă ne referim asupra formei. Iată de ce, în concluzie, nu vreau să mai rețin, am făcut săptămâna trecută o solicitare guvernului de retragere a inițiativei, iar dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului, solicitarea noastră este de respingere a proiectului de lege, având în vedere multitudinea problemelor. Aici este nevoie de o viziune unitară, integrată, pentru a transpune direcțiile strategice de acțiune. Vă mulțumesc, domnule Radu Vlad. Un minut, dacă îmi dați voie să... Sigur, nu, voiam să vă propun de fapt altceva. Eu sunt de acord 99,9% cu tot ce ați spus dumneavoastră până acum și pentru că ați făcut parte din grupurile de lucru și pentru că și eu sunt de acord că primul draft, cel care a fost scos din grupurile de lucru, a fost un draft bun, dar așa cum sunt de acord cu ce a spus de-a lungul diverselor avize și diverselor modificări, avem un cod silvic care nu se încadrează cu strategia noastră națională forestieră. Tocmai de aceea, știind că ați făcut parte din grupurile de lucru, o să vă invit în dezbaterea pe amendamente, pentru că ne dorim cu toții, evident, să avem un cod silvic care, într-adevăr, să aducă reformă. Sunt și reforme. Nu putem să spunem că această inițiativă nu aduce niciun fel de reformă. Ba, din contră, sunt și reforme, dar trebuie să ne ducem cu acest proiect legislativ, repet, important pentru România și să, după dezbaterea pe amendamente, să avem o lege care să aducă cu adevărat reforme, care să fie în concordanță cu strategia noastră forestieră. Tocmai de aceea voiam să vă rog cumva să vă prioritizați 10 amendamente pe care le considerați foarte importante pentru a le lupta pentru ele și a le reintroduce în strategie. Vă mulțumesc, doar să închei, spuneam de complexitatea acestor. Nu există o soluție la un amendament X, mai completăm două cuvinte. Ele trebuie gândite integrat. Dar noi le-am împărțit propunerile noastre pe 5 mari teme: continuitatea recoltelor de lemn, valorificarea superioară a lemnului și aplicarea principiului utilizării lemnului în cascadă. Ele sunt grupate. În sensul ăsta o să le transmitem, pentru că dacă discutăm, da, de alegerea sortimentelor, țel de producție, Sunt tehnice. Haideți să o lăsăm pentru dezbaterea. Eu propun să alternăm și cu colegii senatori și deputați și după aceea să mai dăm și cuvântul și ONG-urilor, pentru că colegii noștri... Da, era firesc să ne limităm la 2-3 minute din respect față de toată lumea care are un punct de vedere. Probabil că o să rămân numai eu cu domnul ministru. Bun, sigur, accept propunerea dumneavoastră și ceilalți o să aștepte. Întâi senatorii, că probabil că unii se grăbească, sau și alte comisii. Vă rog, domnule ministru Dereș. Mulțumesc, domn președinte. Profit de prezența domnului ministru Fechet pentru a clarifica sau a neclarifica anumite lucruri pe care le prevede sau le deducem din nou draft a codului silvic. Codul silvic, și din punctul meu de vedere, așa cum spunea și domnul președinte senator Oprinoiu, este, cred că, cea mai importantă lege pe care, sau una dintre cele mai importante legi pe care noi o dezbatem în cele două comisii de mediu, ape și păduri din Senatul României, pentru că este legea de bază pentru gospodărirea sustenabilă, subliniez, sustenabilă, a pădurilor din România. O parte din întrebările pe care le aveam mi-ați răspuns într-o oarecare măsură, domn ministru, în sensul că înțeleg că aveți în vedere pe nou cod silvic cele trei elemente pe care le-ați subliniat, respectiv confiscarea transportului sau mijlocului de transport care face transport ilegal de masă lemnoasă, personalul silvic să-l abordați cu statut de funcționar public, și aici am o întrebare
la care, dacă sunteți în măsură să-mi răspundeți, m-aș bucura foarte mult și cred că este de interes și pentru tot personalul silvic care e implicat în acest domeniu, și anume, dacă dumneavoastră abordați personalul silvic din punct de vedere al conflictului de interese ca un funcționar public. Întrebarea este următoarea. Sunteți de acord ca personalul silvic în integralitatea lui, și cel de execuție și cel de conducere, să completeze anual declarații de avere și declarații de interese? Pentru că asta spune, de fapt, printre altele, statutul funcționarului public. Iar a doua întrebare, în noul proiect de cod silvic, aveți, sigur că, așa cum spuneați, urgența se deduce din necesitatea de a îndeplini un jalon din PNRR. Sunt de acord cu acest lucru, dar în nou cod silvic apar câteva elemente noi. De la 130 de articole, poate și asta e explicația, a ajuns la 160 și ceva de articole deocamdată, apare o nouă instituție numită Consiliul Național pentru Silvicultură, pe care, dacă aveți amabilitatea să ne spuneți care este activitatea de bază pe care ați gândit-o pentru acest Consiliu. Pentru că acolo, în codul nou draft de cod silvic, ni se spune, printre altele, că acest Consiliu va viza favorabil numirea sau revocarea a unui șef de ocol silvic din Cucuieții, din Deal. Dau un exemplu. Nu știu dacă asta trebuie să fie menirea acestui Consiliu constituit din academicieni, profesor universitar, sau, de exemplu, că un inginer silvic, după ce termină facultatea de silvicultură, va trebui să parcurgă un an de zile de studii, după care va da un examen care va fi vizat de acest Consiliu. O fi bine, nu o fi bine, care este punctul meu de vedere pe întrebarea pe care eu v-am pus-o? Acestea sunt elementele la care, dacă sunteți amabil să-mi răspundeți, pe dezbaterea generală, urmând, bineînțeles, atunci când intrăm în detaliu în dezbatere, să avem întrebări punctuale și pe alte teme prevăzute în noul draft de cod silvic. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Încerc să fiu foarte scurt. În legătură cu conflictul de interese și cu materia vastă a conflictului de interese, nu știu dacă putem peste noapte să transformăm tot personalul silvic din România în funcționari publici. Însă eu cred că e de bun simț, să nu o numesc altfel, regula, că dacă ești pădurar sau dacă ești inginer silvic sau șef de ocol sau director de direcție silvică, nu poți să ai și în același timp și rude foarte apropiate care să facă afaceri cu respectivul ocol, cu direcția silvică sau, în fine, cu entitatea unde decizia îți aparține, pe de o parte. Cred că acest lucru trebuie făcut cu pași mici pentru a nu birocratiza foarte mult sistemul. Și dacă ne referim la declarații de avere și la declarații de interese, așa cum depun anual funcționarii publici, poate că nu ar strica să începem măcar cu funcțiile de conducere, de la șef de ocol, director de direcție, așa cum am propus în proiectul de act normativ, care, bineînțeles, va fi dezbătut în comisiile reunite, pe de o parte. Pe de altă parte, în legătură cu Consiliul Național pentru Silvicultură, o entitate pe care eu o apreciez a fi binevenită, această entitate este până la urmă rezultată ca urmare a discuțiilor din grupul de lucru din care au făcut experții pe care i-am menționat mai devreme. Acest Consiliu Național stabilește strategia pe termen lung. Acest Consiliu Național va avea activități legate de etica
profesională a personalului silvic va asigura toată infrastructura și tot cadrul de dezbatere necesar ori de câte ori există o astfel de nevoie. Subscriu la ce ați spus dumneavoastră. Eu cred că meseria de silvicultor nu trebuie transformată într-o meserie liberală. Inginerul silvic nu va fi nici avocat, nici notar, nici medic stomatolog de mâine. Eu cred că dacă a făcut o școală, cu atât mai mult dacă a făcut-o unde trebuie, cred că cei ani de studiu și diploma de licență este prezintă o garanție suficientă cât să putem considera că acel pădurar, acel inginer silvic își va face treaba așa cum trebuie în pădure. Mai departe însă, atunci când discutăm despre funcții de conducere, când discutăm despre șeful de ocol, spre exemplu, care și astăzi trebuie aprobat de către minister, eu cred că entitatea care ar trebui să fie de acord cu această numire nu ar trebui să fie Ministerul Mediului sau Ministru, ci ar trebui să fie exact acest Consiliu Național pentru Silvicultură, o structură independentă care, spun eu, și-ar face treaba mai bine decât un ministru numit politic. Asta este opinia mea personală. Bun, să insiste pentru Diana Buzeanu, sigur, e bine ca deputații să vorbească înaintea senatorilor, ținând cont că probabil la Camera Deputaților nu vom mai avea nicio modificare. Pe ce este din nu, senat? Nu să insistă, voiam doar să alternăm. Voiam doar să alternăm cumva. Alternăm, Bun. Câteva idei generale despre acest cod silvic care a venit către Parlament din partea Guvernului. El ar fi trebuit să fie o reformă în domeniu. Dacă este să ne uităm pe fondul acestui cod silvic, mari reforme față de ceea ce era prevăzut în strategiile naționale asumate de către minister, nu există. Adică, dacă este să fim cinstiți, al doilea lucru care a fost menționat legat de dezbaterea generală pe acest cod silvic a fost că trebuie să fie dezbătut în urgență pentru că nu riscăm să pierdem banii din PNRR, ceea ce este un argument. Într-adevăr, problema este că acest cod silvic ar fi trebuit să fie asumat în trimestrul al doilea al anului 2023. Noi suntem în 2024 aprilie. Nu este vina societății civile, nu este vina noastră că nu a venit mai rapid acest cod silvic ca să putem să-l dezbatem mai serios și mai, pe un termen mai amplu în Parlament. El deja este întârziat, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că, practic, noi putem să depunem ce s-a întâmplat la Senat cu această dezbatere de 6 zile să primească raport, într-o zi să fie depuse amendamentele, inclusiv această idee că, bine, haideți, vă aprobăm să trimiteți până joi amendamentele, dar să știți că asta va fi în detrimentul dezbaterii lor. Adică mulțumim că ne-ați dat oportunitatea de maxim 5 zile să depunem amendamentele. Sunteți foarte îngăduitor pentru un document de 150 de pagini, dar îmi pare rău să vă spun, faptul că ați dat încă 3 zile în plus pentru depunerea amendamentelor nu ar trebui să fie în detrimentul dezbaterii, care și așa este foarte scurtă. Pe fond, avem în continuare problema legată de parcurile din orașele noastre care nu sunt astăzi protejate, vegetația forestieră din afara fondului forestier, tăierile ilegale de arbori care erau infracțiuni până recent, care au fost scoase, care în continuare nu sunt prevăzute în codul silvic, cazuri precum cel din Parcul Iore, în care șmecherii care au tăiat hectare întregi din parcurile respective au plătit amendă 25 de lei, un pachet de țigări, practic, pentru arborii care au fost tăiați ilegal din acele parcuri, vor continua să apară în România dacă nu rezolvăm această problemă. Iar astăzi, în codul silvic actual, nu este rezolvată această problemă. Eu înțeleg argumentul că legea administrării spațiilor verzi se aplică pentru aceste spații. Realitatea este că legea administrării spațiilor verzi prevede astăzi amenzi posibile de 25 de lei pentru tăierile ilegale. Nu avem nicio infracțiune, există doar o contravenție. Pentru confiscare și pentru accesul liber, confiscarea vehiculelor și accesul liber în păduri. Da, mă bucur foarte mult că există această deschidere din partea ministerului, dar această deschidere a fost asumată de mai multe ori, inclusiv în cadrul celor 3 dezbateri publice pe care le-ați avut la minister,
forma finală care a venit din partea Ministerului, nu e forma finală care va fi adoptată, dar forma care a fost asumată de către Minister și trimisă în Parlament, este cea care nu cuprinde aceste două amendamente. Eu mă bucur că Ministerul vine astăzi și spune că ar susține să fie prevăzute și aceste lucruri diferite, să nu mai existe condiții pentru acces în pădure. Mă bucur că sunt prevăzute și susținute amendamentele cu confiscarea, dar întrebarea legitimă este, noi de unde să mai credem, de ce să mai credem că ele vor și trece în comisii, în contextul în care Ministerul Public și-a asumat că susține aceste amendamente și în proiectul care a venit de la Minister, ele nu au fost regăsite. Sigur, mi-aș dori să își asume toți parlamentarii și să trecem aceste două măsuri, care sunt absolut evident importante. Lucruri care nu mai există în codul silvic, dar care existau. Obiective asumate de împăduriri pentru minister. Aveam un obiectiv absolut halucinat de 2 milioane de hectare care ar fi trebuit să fie împădurite până în 2035. Nimeni nu spune că acel obiectiv ar fi trebuit să fie păstrat, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm cu totul la obiectiv. Astăzi, în codul silvic, nu mai există niciun obiectiv asumat pentru împăduriri din partea autorităților. Faptul că IFN-ul în continuare în codul silvic nu este trecut independent. Păi, independența aceasta pe care ați invocat-o, inclusiv aici în dezbatere, este foarte importantă, dar ea trebuie să fie susținută și de niște prevederi legale în spate. Pentru că ce s-a întâmplat în 2019 și am văzut cu toții, a fost că cifra de 20 de milioane de metri cub care a fost identificată prin IFN ca fiind practic lemn care nu era acoperit cu documente în regulă, dispărut din pădurile din România, a fost imediat cenzurată după ce a fost aprobată și odată oficial de către Ministerul Mediului. Ulterior, imediat a fost cenzurată. Noi nu vrem să vedem exact același lucru întâmplându-se și în 2024 cu cifre care vin de la specialiști care trebuie să verifice care sunt lemnele tăiate și scoase fără acte în regulă din pădurile din România și care apoi aceste cifre ajung să fie cenzurate. Mai sunt câteva lucruri care nu sunt prevăzute în acest... Aș vrea, mai am două puncte. Legat de strategiile implementate de Ministerul Mediului, există în momentul de față mai multe strategii pe care Ministerul Mediului și le-a asumat. Nu există mecanisme de auditare independentă prevăzute în codul silvic, ceea ce înseamnă că, practic, Ministerul trebuie să spună singur dacă a implementat sau nu a implementat măsurile propuse de el. Și știm deja că aceste lucruri nu se întâmplă. Am avea nevoie de niște auditări independente ca să ne asigurăm că și hârtiile și măsurile pe care noi le prevedem asumate de către guvern ajung să fie și realitate. Nu în ultimul rând, a ajuns ca în acest cod silvic să fie dublate suprafețele prin care se pot construi, pe care se pot construi vile de vacanță în pădure. Și știu că argumentul este că, sigur, vor fi făcute încă de trei ori terenuri mai la margine. Problema este că fragmentăm pădurile, ducem vile de vacanță în mijlocul pădurilor pe suprafețe valoroase și luăm 3 hectare suplimentare mai la marginea pădurii, niște pârloage pe care le considerăm ca fiind pădure într-adevăr. Deci, practic, fragmentăm niște păduri care au o valoare ca să existe în mijlocul lor vile de vacanță și apoi ne bucurăm că lângă pădurea respectivă apar 3 hectare suplimentare care de fapt nici măcar nu sunt susținute, nu sunt îngrijite. Pe scurt, da, se poate îmbunătăți acest proiect prin amendamente depuse, dar realitatea că nu este o reformă reală a acest cod silvic e de necontestat. Adică mare lucru față de codul actual nu există. Nu sunt, dați-mi 10 puncte care au putut să fie modificate masiv și care să fie niște pași uriași în față de ceea ce au cerut societatea civilă, oamenii care au luptat pentru tăierile ilegale să nu mai fie tăieri ilegale în România. Eu îi mulțumesc, doamnei deputat, pentru intervenție. Speram să fie mai scurtă. Aș dori să-i reamintesc că Senatul este prima cameră sesizată. Ați depus 51 de pagini de amendamente, ok, au mai fost 3 dezbateri publice la nivelul Guvernului. În general, punctele de vedere sunt deja cunoscute la nivelul Comisiei și la nivelul Parlamentului. Nu avem nicio urgență de dezbatere, dar sigur că singura urgență este termenul legal, constituțional, la care se adoptă tacit. Noi putem dezbate oricât doriți dumneavoastră și invităm toți deputații să vină la aceste dezbateri. Dar vă reamintesc că urmarea acestor dezbateri furtunoase, care se pot întinde pe mai mult de 45 de zile, s-ar putea să treacă tacit această lege importantă, fără amendamente, în forma trimisă de guvern, și cred că nu e de dorit pentru nimeni să discutăm în zadar. Dumneavoastră veți avea ocazia să discutați, sigur, la Comisia de Mediu din Camera Deputaților și cred că omologul nostru, domnul Virgil Popescu, va avea amabilitatea să poarte aceste dezbateri, pentru că acolo nu sunteți presați.
de timp și sigur că puteți discuta mai mult. Evident, sunt și angajamentele pe care și le-a asumat România și care trebuie să satisfăcute. Și înainte de a-i da colegul cuvântul unui alt coleg senator care îl cer cu insistență, aș dori totuși din partea PMR, dacă dorește cineva să ia cuvântul, să spună. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, numai 60 de secunde, pentru că s-au rostit anumite afirmații aici pe care încerc să le clarific. Mai întâi s-a spus că noul cod silvic nu ține cont de strategia națională pentru păduri 2030. Acum ni se raportează că nu vine cu nicio noutate față de strategia națională. Eu cred că acest nou cod silvic nu poate decât să țină cont de reformele propuse prin această strategie. Și eu cred că el reformează sistemul de bază al pădurilor din România, reformează sistemul de compensații acordate proprietarilor de pădure, reformează sistemul în care definim infracțiunile și măsura confiscării, reformează modul în care digitalizăm sectorul și în care suspendăm accesul în sumal hoților de lemne. Reamintesc faptul că ieri am prezentat la Ministerul Mediului rezultatele unui proiect pilot prin care împreună cu cea mai puternică companie din lume la capitolul analiză de imagini am reușit să folosim inteligența artificială pentru a evalua 400.000 de avize de transport emise în luna noiembrie. Rezultatele le-am prezentat ieri, cu siguranță le găsiți în presa de astăzi, pentru că se tot fac trimiteri la parcurile din București sau la parcurile de la mine din Bacău sau la parcul din fața Parlamentului. Reamintesc colegilor că avem o legislație care reglementează spațiile verzi din România. Dacă dumneavoastră considerați a fi insuficiente prevederile legii respective, acesta este locul unde putem modifica legea 24, dar eu nu cred că are rost să modificăm codul silvic în sensul în care să discutăm despre parcul din centrul Bacăului sau despre parcul din fața Palatului Parlamentului sau despre orice alt parc din România, câtă vreme există o lege care asta tratează și asta reglementează respectiv parcurile și spațiile verzi. Aș mai adăuga faptul că, apropo de independența IFN-ului, eu nu cred că poate vreun coleg de la institut să spună că vreo secundă a fost afectată independența institutului de către vreun reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru că nu avem nicio pârghie, nu avem niciun mod în care să ne dăm instrucțiuni unii celorlalți, în afara faptului că avem un contract de prestări servicii cu drepturi și obligații ale fiecărei părți. Vă asigur că, așa cum sunt convins că pot spune și colegii de la INCDS, structura este absolut independentă și trebuie să rămână independentă și în viitor. Cu cele 10 puncte, eu sunt la primul mandat de parlamentar, dar eu știu că atunci când se propune un act normativ, nu trebuie să vin cu 10 puncte noi sau cu 10 puncte vechi. Am propus o formă a actului normativ pe care parlamentarii sunt liberi să o modifice, să o amendeze, să o aprobe sau să o respingă. Din câte știu, ministerul nu trebuie să vină cu 10 puncte sau cu 20 de puncte suplimentare sau să facem astfel de demonstrații aici, pentru că nu așa funcționează lucrurile. Am să închei referindu-mă la acele vile, case de vacanță, cum le numiți dumneavoastră. Nu cred că e cineva la masa aceasta care crede în mod serios că noul cod silvic, despre asta e vorba. L-am auzit și pe
președintele partidului dumneavoastră, dacă despre asta, dacă asta e îngrijorarea partidului dumneavoastră, vă spun de acum că lăsăm acel articol așa cum era, departe de noi, departe de colegii care au scris codul silvic, să ne propunem să umplem fondul forestier din România cu case de vacanță. Eu cred că a înțeles toată lumea că nu despre asta e vorba, deși pare că ăsta e vârful dumneavoastră de lance în a combate propunerea serioasă de cod silvic pe care v-am înaintat-o. Vă mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc, domnule ministru. Sigur că vor fi multe discuții, dar vă rog, domnul Goțiu, dar din nou foarte scurt, totuși sunt colegi ai societății civile și noi să stăm, s-ar putea să rămânem fără parlamentar. Numai o întrebare foarte scurtă, domnule ministru. Ați vorbit de acest sistem nou, știu că în primele drafturi falsul în informatic era prevăzută ca și infracțiune, acum se lasă doar pe falsul informatic din codul penal, ceea ce chiar au apărut investigații, sunt sute de imagini false urcate în sumar. Întrebarea foarte scurtă e dacă veți susține reintroducerea specific a falsului informatic în sumar în acest cod penal. Și o scurtă observație, nu vă mai referiți la legea spațiilor verzi, care e anacronică, proiectul din 2018 care o îmbunătățește e blocat la Camera Deputaților cu niște amendamente care nu au nicio legătură cu spațiile verzi. Deci nu vă mai referiți la ea, dar întrebarea punctuală e susține sau nu reintroducerea în codul penal a falsului informatic pentru datele false, fotografii clonă, fotografii false introduse în sumar și alte. Vă mulțumesc, domnule Goțiu, vă promit că mă voi referi doar la ce spuneți dumneavoastră de aici încolo. Am o restanță de la doamna deputat Buzoianu legată la obiectivul de împăduriri. În Strategia Națională pentru Păduri 2030 avem prevăzut un obiectiv acceptat de către toată lumea de 60.000 de hectare până în anul 2030. Eu cred că e un obiectiv rezonabil, nici prea mare, nici prea mic, în legătură cu care putem ajunge la un consens. Bineînțeles, dacă cineva vrea să treacă câteva milioane de hectare sau poate licitează și mai mult alte partide politice, putem să scriem, suportă orice codul silvic, însă eu cred că trebuie mereu să ne raportăm la posibilitățile pe care le avem astăzi în legătură cu care finanțăm campaniile de reîmpădurire și în legătură cu care identificăm proprietarii de suprafețe ce urmează a fi împădurite. Personal, am vorbit cu sute de oameni și am convins foarte mulți să aleagă să-și împădurească propriul teren, înțelegând că vor aștepta 100 de ani până când se vor bucura cu adevărat de roadele terenului respectiv, spre deosebire de o cultură convențională agricolă, unde astăzi înființezi cultura și 4 luni mai târziu poți recolta. Să revin la ce ați spus dumneavoastră legat de falsul informatic. Părerea mea este că acele persoane care falsifică fotografiile încărcate în sumar, care fotografiază alte dispozitive, poze la poze, cum le numim noi, ele trebuie să se facă vinovate de fals informatic. Înțeleg că acest lucru poate constitui elementele unei infracțiuni, însă la fel de bine, așa cum atunci când e vorba de silvicultură, ascult opinia specialiștilor, eu cred că într-un dialog serios trebuie, înainte de a decide, să ascultăm cu foarte mare atenție opinia parchetului, opinia Ministerului Public, pentru a nu ne afla în situația în care ne aflăm deja în legătură cu infracțiunea de incendiere a deșeurilor sau de îngropare a acestora. Pentru că toți ne-am bucurat la Camera Deputaților când am spus că toți cei care ard deșeuri
vor ajunge în închisoare, un an mai târziu sau doi ani mai târziu constatăm zero dosare penale finalizate, zero condamnări, zero zile de închisoare pentru cei care incinerează deșeuri. Așadar, eu cred că trebuie să ne asigurăm că măsurile pe care le scriem aici, dincolo de gradul de cât de ambițioase sunt, trebuie să se transforme în măsuri care să treacă și testul instanțelor de judecată. Păi cât ne asigurăm, domnule ministru, codul e de un an în dezbatere publică, vreți în procedură de urgență. Când o să avem răspunsul ăsta? Deci codul este de un an în dezbatere publică pentru că așa funcționează democrația și pentru că așa funcționează și asta. Asta facem aici, îl dezbatem. Dacă și de-aia n-am dat ordonanță de urgență, ca să putem avea discuția asta și să puteți participa și dumneavoastră la aceste dezbateri. Vă mulțumesc că lăudați starea de normalitate. Aș putea să am o intervenție după... Ați putea să aveți o intervenție după ce vă dau eu cuvântul, nu vi-l dau în momentul. Adică asta era întrebarea. Dacă pot să am o intervenție. Deci discuția e în felul următor. Haideți să-i respectăm pe toți cei prezenți. Da. Ca să ne putem auzi cu toții, stăm cât este nevoie ca să-i auzim. A fost menționat un singur lucru legat de obiectivul de împădurire și aș fi dorit doar să am o clarificare de la domnul ministru. Da. Să monopolizați dumneavoastră discuția. Vom discuta cât doriți dumneavoastră, făcându-i pe colegii din societatea civilă, care toți ridică mâna și doresc să intervină, să aștepte cât e cazul, mai ales că opiniile sunt deja cunoscute. Era o întrebare care ar fi durat mai puțin decât cearta aceasta pe care o faceți dumneavoastră, absolut inutilă. Bun. Deci legat de obiectivul de împăduriri de la nivel național, 30.000 sau 60.000 de hectare. Păi noi aveam, cel puțin prin Programul Național de Redresare și Reziliență, 56.000 de hectare de împădurit până în anul 2026. Acum, marele obiectiv al statului nostru este că împădurește din banii care au venit prin PNRR 60.000, adică cu 5.000 de... cu 4.000 de hectare în plus față de și cu 3 ani, cu 4 ani în plus față de ceea ce prevedeam prin PNRR. Eu îmi dau seama că au fost tăiate aceste fonduri, dar au fost tăiate fix pentru că guvernul a considerat că nu mai puteau să fie folosite bani, nu mai puteau să fie folosite respectivele fonduri. Îmi cer scuze, în PNRR astăzi avem țintă 26.760 de hectare. Pentru doar, că doar guvernul din care corectez. Faceți parte a tăiat fondurile de acolo. Nu, suntem la dezbatere. Nu, suntem în comisie. Iertați-mă, dezbaterea e una parlamentară, poate n-ați înțeles. V-am solicitat punctul de vedere pentru a fi informat cu toți. Dar nu putem să monopolizăm discuția doar de o singură parte. Bun, mai sunt intervenții de luat. Am să rog pe domnul senator Băca. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că politețea a dispărut puțin tel, dar trecem și eu chiar promit că o să fiu scurt. Întrebarea este către minister. La începutul codului enumerați și definiți destinația și categoria de, sau categoriile de folosință ale terenurilor cu destinație forestieră. Este o definiție diferită față și o enumerare diferită față de legea 18 și normativele din domeniul cadastrului. Întrebarea este dacă ați discutat cu ANCPI-ul și v-ați pus de acord pentru ca cei care doresc înscrierea în sistemul integrat să nu întâmpine dificultăți. Mulțumesc! Vă pot răspunde, domnule senator, că avem avizul ANCPI-ului pe codul SILVIC. Da, mulțumesc, vă rog să vă prezentați. Asociația Producătorilor de Mobilă din România ne-ați nominalizat, de-aia mi-am permis să ridic mâna. De-aia v-am și rugat să intervenim și din partea noastră. Da, văd că este o dezbatere interesantă între minister și parlamentar. Ce vrem noi să spunem este, noi suntem porumbelul alb, toată lumea vorbește frumos despre noi, că noi valorificăm superior lemnul în țară. Rugămintea noastră este să aveți grijă de noi cu adevărat, pentru că în realitate dreptul de preemțiune este o glumă. Producătorii de mobilă importă lemn masiv din țările dezvoltate ale Europei, Austria, Germania, pentru că nouă ni se scoate la licitații lemn prost, cu care nu putem produce mobilă de calitate. Suntem o industrie pe excedent, aducem 1,5 miliarde de euro
în balanța comercială a României, rugăm Guvernul și Parlamentul să aibă grijă de noi. Să rămânem pe excedent. Pentru că realitatea este că volumul producției industriale în 2023 față de 2022 ne-a scăzut cu 12%. Deci haideți cumva să găsim soluții pentru ca lemnul din pădurile României, lemnul de calitate, să fie valorificat superior în țară. Realitatea este că industria mobilei consumă 1,5 milioane de metri cubi din cele 20 de milioane de metri cubi care sunt scoase din fondul statului sau din fond privat. Consumăm foarte puțin. Să rămână în țară lemn de calitate. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, aș avea o întrebare către noastră. Dacă aveți propuneri de îmbunătățire, de perfecționare, da, de modificare... Da, îl avem aici pe vicepreședintele Asociației Producătorilor de Mobilă. Avem propuneri de îmbunătățire. Ne referim la sortarea lemnului pe clase de calitate. Ne referim la acel regulament de valorificare a lemnului care trebuie să funcționeze în folosul producției în țara noastră. Avem amendamente, suntem pregătiți cu ele, am mers la toate dezbaterile organizate de minister și ne-am susținut acest punct de vedere. Domnul Goțiu, văd că nu mă ascultă, eu v-am ascultat pe dumneavoastră, mulțumesc. Mă scuzați, chiar vreau să spun legat de dreptul de preemțiune, că ar trebui să fie la prețul pieței, nu la prețul din licitație, când o să vină concurența cu cel mai... Ne poate ajuta vicepreședintele APMR să înțelegem un pic acest fenomen. Întrebarea ați trimis către comisii, propuneri de amendamente? Am trimis către minister, deocamdată nu ne-au cerut comisiile. Vă solicităm noi. Suntem aici să trimitem către comisii. Vă solicităm noi acum, vă rog. În acest moment, dreptul de prevenție nu este funcțional, dar încercăm să-l facem împreună cu toți oamenii implicați în regulament, care este pentru aplicarea regulamentului. Avem și noi solicitarea ca valorificarea să fie pentru toate speciile de lemn, pentru că putem face mobilă sau produse valorificate, care valorifică lemnul superior din toate speciile de lemn. Am trimis amendamentele, le-am pregătit și le putem pune la dispoziție tuturor. Vă mulțumim. Vă rog să le transmiteți către comisii, să le studiem, poate și le însușește vreunul dintre parlamentari, probabil și să le putem dezbate în cunoștință de cauză. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, mulțumesc. De la Agen Green, dacă dorește cineva. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, 10 secunde, să spun că Ministerul susține dreptul de preemțiune pentru industria producătoare de mobilă. Aș adăuga faptul că mecanismul prin care se desfășoară acest lucru este stabilit de regulamentul de valorificare a masei lemnoase. El este reglementat prin hotărâre de guvern și avem un grup de lucru în minister, unde chiar mâine e următoarea întâlnire a acestui grup de lucru și în care definim, așa cum trebuie la nivel de hotărâre de guvern, mecanismul concret în care putem să ajungem la aceste rezultate. Bineînțeles că nu ne opunem și modificării legislației primare în măsura în care mai trebuie adăugat ceva la codul silvic. Mulțumesc. Așa cum spuneam, îi invit pe cei de la Gen Green, dacă au un de vedere, vă rog. Domnule ministru, într-adevăr, dumneavoastră susțineți, dar nu este funcțional în momentul de față acest drept de prevențiune. În licitațiile electronice nu funcționează și cred că RomSilva știe foarte bine acest lucru. Lemnul sortat, avem probleme în continuare cu sortarea în loturi. Sperăm să se rezolve într-un timp cât mai scurt. În momentul de față, dreptul de prevențiune, 64 sau 70% din cei care îl dețin nu pot să-l folosească pentru că nu prezintă niciun avantaj. Ba mai mult, prezintă avantajul creșterii prețului lemnului. Așa cum spuneam, așteptăm propunerile din partea noastră să vedem ce se poate face pe acest subiect. Mulțumesc. Doamna Raluca, vă rog. Raluca Nicolae, Agent Green, mulțumim mult pentru invitație. Sper ca unii dintre parlamentarii care ne ascultă astăzi să-și însușească comentariile noastre, pentru că noi încă le-am trimis din august 2023. Din păcate și spre surprinderea noastră și spre dezamăgirea totală a noastră, nu au fost deloc implementate. Am
muncit foarte mult întreaga echipă, am trimis o grămadă de pagini, dar nu au fost luate în considerare. Iar mimarea aceasta grosolană a democrației prin care, ci că noi, societatea civilă, suntem, nu știu, întrebați dacă avem ceva să comentăm, mie mi se pare deja foarte deplasată și aș vrea tare mult ca ceea ce voi depune astăzi și voi înmâna președintelui Comisiei de Mediu să fie luat în considerare în dezbaterile parlamentare. Pe scurt, aș vrea să spun că actualul proiect conține prevederi care facilitează extinderea zonelor construibile atât legal cât și ilegal cu efect de reducere a suprafeței Fondului Forestier Național. Nu suntem de acord cu transformarea pădurilor în șantiere și lagăre de exterminare a animalelor captive. Pentru noi pădurea este cel mai important ecosistem și complex care și nu este o cultură de arbori care trebuie gospodărită. Ne dorim publicarea integrală a amenajamentelor silvice. În prezent nu există descrierile parcelare și hărțile amenajistice. Încă sunt lipsă, deși de nenumărate ori am solicitat lucrul acesta și avem și decizii ale instanțelor care ne dau dreptate, dar încă aceste părți sunt total lipsite din amenajamentele silvice. Aplicabilitatea amenajamentelor silvice trebuie să fie similară ca timp cu valabilitatea lor și nu putem recolta lemn în avans din deceniul următor, așa cum se dorește în noul cod silvic. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului începe în momentul existenței unui prim draft întocmit după parcurgerea conferinței a doua de amenajare, iar sancțiunile pentru elaboratorii amenajamentelor silvice sunt încă de negăsit în noul cod silvic. Mulțumesc mult de tot! Da, și eu vă mulțumesc. De la Greenpeace? Da, bună ziua tuturor. Numele meu este Ciprian Gălușcă. Mulțumim de invitație. Foarte pe scurt, sunt două lucruri pe care vreau să le transmit, nu numai dumneavoastră, membrii ai Parlamentului, dar și cetățenilor, pentru că mă gândesc că avem niște presă în sală și că o parte din discuțiile de astăzi vor ajunge și la cetățeni care se întreabă la momentul de față ce presupune noua modificare a codului silvic. Ei bine, pe scurt, din punctul nostru de vedere, nu este o schimbare majoră, așa cum ne doream cu toții. Este, o să o numim, fără să fim rău intenționați, o cârpeală. Da? N-a reușit să transpunem, așa cum spuneau și colegii de la WWF, strategia pe care s-a discutat foarte mult în grupuri de lucru într-un document de implementare până la urmă. Sunt două sentimente, să spunem așa, care ne încearcă când ne uităm la ce se întâmplă în această propunere de lege și, pe de o parte, suntem nemulțumiți. Suntem nemulțumiți de faptul că biodiversitatea nu și are un loc în felul în care dorim să administrăm pădurile în viitor și asta e o problemă pentru că nu ar trebui să ne rezumăm evident doar la funcția asta economică, numai la lemn, la lemn de foc, cherestea și celuloză atunci când discutăm despre pădure. Evident că trebuie să discutăm și despre acele păduri valoroase pe care le avem și trebuie să le punem în lumină. Avem o strategie europeană pentru biodiversitate care și-a propus niște ținte ambițioase până în 2030, știm că trebuie să protejăm cel puțin 10% strict din ecosistemele marine și terestre. România are ce proteja, asta spunem de fiecare dată și aici cred că suntem de acord cu toții, da? Însă, din păcate, nu vedem cum noua propunere de cod silvic poate să îmbunătățească situația și să conducă la protecția acestor ecosisteme până în 2030. Aici ne dorim mai mult și sperăm ca în următoarele discuții și întâlniri de aici din Senat să reușim să introducem în lege aceste aspecte.
Pe de altă parte, vreau să vă mai mărturisesc că ne simțim și ușor îngrijorați de aspectul pe care l-au menționat și colegii de la WWF, de această liberalizare care se propune în codul silvic, o liberalizare în felul în care se administrează până la urmă pădurea, care poate conduce la vârste mai mici de exploatare, poate conduce la o dereglare, dacă vreți, a acelui sistem care până la urmă a generat vârste înaintate în pădurile noastre și vârste și, mă rog, păduri pline de biodiversitate. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Dacă mai sunt alte intervenții. Vă rog. Vă rog. Mă numesc Antoniu Bumb, sunt reprezentant al comunității de CLIC. Vă mulțumim pentru posibilitatea de a ne adresa celor care în săptămâna următoare vor lucra la forma finală a codului silvic. Trebuie să vă spun că suntem puțin îngrijorați de ceea ce se întâmplă în acest moment. Subscriem la ceea ce a spus colegul nostru de la Greenpeace mai devreme legat de modul în care se încearcă creșterea cantității de lemn care va fi scos din fondul forestier. Calculele noastre făcute împreună cu colegii de la Greenpeace și WWF arată că se plănuiește o creștere substanțială a cantității de lemn scos din fondul forestier. Rugăm colegii parlamentari să aibă grijă la ce se întâmplă în această direcție, pentru că este cu totul de nedorit ca să transformăm în lemn legal cele 20 de milioane de metri cubi de lemn ilegal care se scot în acest moment din fondul forestier. Dar vreau să mă refer punctual la trei elemente care ne îngrijorează în mod substanțial. Mai întâi, această bârbeală legată de accesul în păduri. Ne-am trezit în formele inițiale ale proiectului pus în dezbatere publică cu mențiunea că în pădurile private nu se va mai putea intra dacă proprietarul nu va vrea asta. S-a scos după aceea această prevedere și ne-am bucurat. Ne-am spus că, uite, funcționează presiunea publică și în forma liderului de la guvern, iată, suntem anunțați că trebuie să anunțăm proprietarul. Domnul Fecheț spune că este cu totul pentru accesul liber în păduri. Nu ne explicăm de unde este presiunea aceasta. La fiecare nouă formă pe care o vedem, apare o altă prevedere privind accesul în păduri. Suntem îngrijorați, cei 50.000 de semnatari ai petiției de CLIC pentru acces liber în păduri, că în urma dezbaterilor parlamentare ne vom trezi cu accesul grav îngrădit în păduri. Cerința noastră este ca absolut niciun fel de îngrădire să nu existe în privința accesului în păduri. În privința camioanelor confiscate, ne dorim 20.000 de semnatari ai unei petiții de CLIC ca să se revină la forma din codul silvic care există în acest moment. Orice fel de modificare a unei prevederi care în mod clar funcționează este de nedorit. Și vreau să susțin și eu, împreună cu alți colegi din activism, că arborii remarcabili care sunt în acest moment protejați în afara fondului forestier ar trebui protejați și în fondul forestier. Este fără niciun fel de justificare. Dacă sunt valoroși în afara fondului forestier, în mod evident sunt valoroși și în fondul forestier. Toți biologii cu care am vorbit spun asta și ar fi de dorit ca fondul silvic să reglementeze clar acest lucru. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți doar o secundă, domnule președinte, aș vrea să explic tuturor cum s-a ajuns la acea adăugare la articolul 58 cu accesul în scop recreativ pe terenurile din Fondul Forestier Național, unde în propunerea pe care am înaintat-o guvernului am scris așa: accesul persoanelor pedestru sau cu bicicleta pe terenul din fonduri forestiere este liber și se realizează pe propria răspundere a acestora, fără a se produce prejudicii. Ca urmare a avizului CES, Consiliul Economic și Social, articolul a rămas identic, dar a apărut după o virgulă formularea: conștiințarea administratorului sau proprietarului după caz, justificând CES-ul că este necesară completarea aliniatului 1 pentru că există riscul accidentărilor. Trebuie să existe înștiințarea administratorului sau proprietarului. Eu cred că riscul accidentărilor
există și când mergi pe stradă și când te plimbi prin pădure, dar eu personal nu identific modul în care te ajută cu ceva înștiințarea proprietarului de teren, chiar și presupunând că persoana care se plimbă prin pădure cunoaște cine e proprietarul pădurii respective. Bineînțeles că nu pot decât să sper că aici în Parlament vom elimina această prevedere, la fel cum pot să spun încă de acum că acele propuneri legate de arborii remarcabili vor fi susținute de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu speranța că ele vor întruni și consensul colegilor din comisiile avizatoare sau de raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ministru, și pentru că avem lângă noi un membru al CES și ne poate explica cum s-a ajuns la această modificare, Florin Stoican, reprezentantul Rețelei pentru Natură Urbană. Mulțumesc și mulțumesc pentru dezbatere. Sincer, la CES și pentru noi e o dilemă ce s-a întâmplat, pentru că eu sunt membru în Comisia de Mediu și Agricultură de la CES și acolo nu s-a introdus acest amendament, a apărut în plen. I-am întrebat pe colegii din plen ce s-a întâmplat, nici ei n-au prea știut să mă lămurească. Cumva s-a strecurat, dar mă bucur că se poate întoarce această anormalitate, pentru că eu cred că e și spre binele silvicultorilor, cred că nimeni nu s-ar mulțumi să primească mii, zeci de mii, sute de mii de mail-uri de înștiințare la un ocol silvic când merg oamenii în pădurea Băneasa, de exemplu. E o anormalitate care nici n-are cum să funcționeze. Ce vreau să spun e că și eu cred că acest cod silvic ratează reforma, dar în același timp mă bucur că sunt sâmburi de reformă în el. Ratează pentru că eu aș fi văzut codul silvic o simplificare a sistemului cel mai încălcit din Europa de administrare silvică. Avem cele mai multe acte normative, cele mai multe instituții implicate, cele mai multe sisteme de urmărire și inclusiv dezbaterea de astăzi pe mine mă duce cu gândul la faptul că ratăm reforma pentru că ne concentrăm în continuare pe tratarea efectelor. Vorbim în continuare de urmărirea camioanelor pe șosele în loc să vorbim despre cum iasă lemnul din pădure și ce facem cu el mai departe. Mă bucur că ajungem să discutăm de aceste reforme care înseamnă acces liber în pădure, protejarea arborilor remarcabili și din fondul forestier, pentru că sunt la fel de importanți ca și cei din afara lui, și pentru că discutăm în sfârșit despre rolul social al pădurilor periurbane. Și ne bucurăm că Ministerul susține aceste trei inițiative, dar am și niște îngrijorări, pentru că nici eu nu cred că este normal să înlesnim construirea în fondul forestier. Trebuie să ținem cu dinții, cu toții la integritatea lui, nu numai din perspectiva dimensiunii, dar și din perspectiva fragmentării acestuia. Iarăși mă uit și văd că încă nu sunt acele semne de transparență a sistemului. Mă refer aici în speță la conferințele de amenajare, care din punctul meu de vedere ar trebui să fie publice, pentru că sunt momentele în care publicul interesat poate interveni și să se implice direct în luarea deciziei, nu să vină ulterior cu măsuri de urmărire a lucrurilor rele care se întâmplă, și un ajutor dat silviculturii. Și, într-adevăr, iarăși aș fi vrut o reformă în ceea ce privește administrarea pădurilor de stat, pentru că ne uităm la ele și dacă le comparăm cu eficiența administrării pădurilor publice din alte țări, vedem că suntem foarte jos. Și mi-aș dori aici să văd o regie națională a pădurilor reformată până eventual la eliminarea direcțiilor silvice. Adică trebuie să discutăm, mi se pare anormal să ai în Ilfov, unde ai 20 și ceva de mii de hectare de păduri, o direcție cu trei ocoale silvice, sau județe în care avem sub mult media de împădurire, să avem direcții silvice și mai multe ocoale. Aici ar trebui cumva să umblăm și iarăși, pentru că vorbim într-un cadru politic, trebuie să lăsăm silvicultura departe de influența politică. Și aici mi-aș dori să văd RomSilva cu personal profesionist, care este funcționar public, cu resurse care vin direct de la bugetul de stat și să facă silvicultură, nu plan de producție. Mulțumesc! Îmi permiteți o scurtă
intervenție, domnule președinte. Am să încep cu ultima parte a ceea ce a spus dumneavoastră, respectiv cu reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva. Aș spune că nu în codul silvic definim reorganizarea regiei, ci în hotărârea de guvern care reglementează acest lucru, dar și asta reprezintă un alt jalon în PNRR și sunt convins că vor exista în spațiu public discuții foarte serioase legate de modul în care vom mai avea sau nu vom mai avea direcții silvice cu 3 ocoale sau cu mai puține. Mă bucur că ați explicat ce anume s-a întâmplat la CES de ne-am trezit cu interzicerea accesului în pădure, la fel cum, cu riscul de a-i dezamăgi pe colegii de la USR, vreau să spun că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține în totalitate accesul liber al cetățenilor la orice fel de informație de interes public. Conferința 1 și 2, bineînțeles că nu poate decât să facă parte din această categorie de informații la care participarea publicului trebuie să fie liberă și bineînțeles că vom susține astfel de prevederi. Nu ne dezamăgiți, domnule ministru, pentru că ne bucurăm să dați acces liber în pădure. Eu cu domnul președinte Mazilu am avut chiar și o inițiativă care a trecut de Senat, iar în Camera Deputaților a fost îngropată, dar nu discutăm despre aceste lucruri. Dau cuvântul acum doamnei profesor Laura Borio. Doamna profesor a participat intens la crearea acestui draft de cod civic, ea făcând parte din mediul academic. Vă ascultăm. Bună ziua, mă bucur să vă aud. Mulțumesc pentru ocazia de a participa la aceste dezbatere și de a observa un pic cum sunt reflectate soluțiile propuse de cod în viziunea multiplilor participanți la această discuție. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că în consorțiu format prioritatea noastră a fost să furnizăm un proiect de cod silvic care să permită ameliorări viitoare, ceea ce se petrece chiar în acest moment. Am dorit să prevedem multe mecanisme care pot fi activate în funcție de negocierile care există în societate și în mediul politic, bineînțeles. Trebuie să spun că m-au bucurat să observ aici prezentate o serie de amendamente care merg în direcția creșterii rolului social al pădurilor, pe care noi am spus că trebuie să nu l-am acoperit poate suficient. În privința, am observat și sunt de acord cu faptul că în privința dreptului penal forestier, soluțiile trebuie să vină de la specialiști în drept penal forestier, bineînțeles. Salut faptul că în sfârșit se asumă prezența arborilor remarcabile în fondul forestier, ceea ce reprezintă de altfel o facilitate pentru inginerul silvic, care poate să recunoască, deoarece sunt niște criterii cu mult mai clare decât criteriile pentru arborii habitat sau arbore biodiversitate, deoarece arborele remarcabile sunt definiți foarte clar. Și de asemenea e un avantaj faptul că odată ce identificăm, putem să ne lăudăm cu ei, putem să-i facem cunoscuți, pentru că pădurile României merită acest lucru, să fie cunoscute prin ceea ce au ele, prezintă ele cel mai frumos, cel mai remarcabil. Și în sfârșit, un cuvânt pe care vreau să-l mai spun este referitor la faptul că salut soluția, menținerea soluției propuse de noi de Consiliul Național al Silviculturii ca un organism care să faciliteze trecerea specialistului silvic de la un simplu inginer care are o diplomă și niște studii de licență la un specialist care să știe să apere pădurile cu ceea ce au ele și mai ales să facă față provocărilor prezente, pentru că în momentul de față noi nu avem de-a face doar cu planificarea procesului de recoltare a masei lemnoase, ci cu satisfacerea nevoilor sociale vis-a-vis de păduri. Și aceasta înseamnă o specializare care poate echivala, în opinia mea, specializarea pe care o ia printr-un rezidențiat un medic sau prin un stagiu, un barou de avocați cu un avocat. De aceea, Consiliul Național al Silviculturii este încă unul din acele mecanisme pe care consorțiul l-a prevăzut și care poate fi activat după aceea în funcție de nevoile viitoare ale societății. Cam atât am vrut să spun. Urez succes în aceste dezbateri și vă urmări cu atenție, pentru că, practic, este o evaluare a muncii și a deschiderii și a transparenței pe care am urmărit-o în consorțiu în privința soluțiilor propuse. Mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc mult, doamnă profesor. Dacă mai sunt și alte opinii ale invitaților? Unu, doi. O secundă, întâi să luăm, să știm exact cât o să mai dureze. Deci, acum să mai avem doi vorbitori. Domnul președinte Țăgârlaș, trei. Ok. Patru. Cei care n-au vorbit, cei care n-au vorbit, da. Ok, aveți cuvântul. Prezentați-vă întâi, vă rog frumos. Da, mulțumesc frumos. Mulțumim, bună ziua tuturor. Mulțumim pentru această invitație de a dezbate codul silvic, noul proiect al codului silvic. Trebuie să pornim de la o strategie corectă și mai trebuie să pornim de la o strategie. ONG-urile nu doresc răul pădurilor, bănuiesc că nici dumneavoastră, executivul și legislativul, nu doriți răul pădurilor. Este clar că împreună trebuie să ne gândim că vin schimbări climatice majore și să vedem cum exploatăm corect masa forestieră a României sau fondul forestier al României. Noi nu ne opunem, să știți din start, sunt Dan Trifu, sunt președintele Coaliției Natura 2000 din România, în același timp sunt și vicepreședintele Fundației Ecocivica. Ce vreau să vă spun, noi am instrumentat peste 400 de procese pentru a salva spații verzi, zone împăturite, arii protejate și tot felul de astfel de lucruri în concordanță cu prevederile legale din România. De aceea cred că trebuie să am o strategie bună în urma căreia să obțin un cod silvic la fel de bun. Nu trebuie să admitem aceste, hai să spunem, șopârlițe care se strecoară prin codul silvic și care, de fapt, servesc interesele unor grupuri sau grupări, depinde cum vrem să le luăm. Sunt măsuri destul de bune unele în codul silvic, sunt niște măsuri pe care trebuie să le corectăm cu bună știință și multe dintre ele au fost precizate aici. Aș vrea să atrag atenția unui alt lucru, se înființează acest Consiliu Național pentru Silvicultură, care este o structură neguvernamentală. Păi dacă cu toții am contribuit, executiv, legislativ, societate civilă, la apariția unui cod silvic modern, nu înțeleg de ce din această structură nu pot face parte și specialiști din ONG-uri. Că dacă vreți să-mi spuneți că cei doi reprezentanți în frunte cu doamna director de la WWF nu sunt specialiști în codul silvic de primă mână, atunci lucrurile nu sunt în ordine. Deci ar fi corect ca în această structură să fie inclus și specialiști din societatea civilă, care vedeți bine că sunt chiar pricepuți la aceste lucruri. O altă problemă ar trebui să ne scapă, de multe ori am văzut în articole codului silvic, tot ce înseamnă corelarea cu legislația de mediu și mai ales cu cea de arii naturale protejate. Trebuie să avem un pic grijă de lucrurile acestea, pentru, de exemplu, recoltăm integral produsele accidentale cu precomptarea, știți, pentru anul viitor. Dar nu mi se precizează cu respectarea măsurilor de mediu și ale legislației specifice în cazul arilor protejate. Deci sunt niște lucruri care probabil că au scăpat, că bănuiesc că nu sunt făcute intenționat. De asemenea, în ceea ce privește aceste facilități pentru tot ce înseamnă autoritatea locală, adică să poată să-și desfășoare diferite proiecte, de exemplu, de apă, de canal și celelalte. În principiu, suntem de acord că autoritatea locală trebuie să-și aducă apă inclusiv prin acest fond forestier. Dar în momentul când îi permit să facă și canalizare prin pădure, atunci lucrurile încep să fie destul de urâte și ajungem în situația în care anumite păduri sunt transformate în WC-uri publice. De asemenea, cum intervin eu la acea canalizare? Ori canalizarea unei localități trebuie să meargă prin intravilanul localității, pentru că așa spune legislația
de urbanism și autorizare în construcții, nici de cum prin extravilan. Deci aici trebuie să avem un pic de grijă și să nu permitem chiar toate aceste lucruri pe care autoritatea locală ar putea să le desfășoare și să aducă mari afectări. De asemenea, intervențiile. Deversări, refulări. Cum intervin eu în regimul forestier, că tai arborii ca să ajung cu utilajele, să sap ce să fac în zona respectivă. De aceea, după aceea, aș vrea, totuși, se reglementează prin acte subsecvente, dar avem regiuni defavorizate clar. Sudul țării, estul țării și uitați-vă la Teleorman, de exemplu, care din pădure nebună a ajuns penultimul județ în ceea ce privește suprafața împădurită. Știți că nici până acum nu reușesc să găsim puieți pentru a împăduri la mine în comună 90 de hectare de pădure. De aceea, cred că totuși codul silvic ar trebui să traseze și niște linii de urgență pentru aceste zone defavorizate, în care cu prioritate să împădurim pentru a încerca să mai diminuăm din schimbările climatice. Pentru că, așa cum am spus la început, noi trebuie neapărat să ne raliem la tot ce înseamnă schimbările climatice și să ne adaptăm la acest lucru. De asemenea, s-a făcut referire și aici, domnule ministru, dumneavoastră știți mai bine, s-a făcut referire la tot ce înseamnă construcțiile în pădure. Păi dacă vă duceți la corpul de pădure Corbeanca, nu mai există. Deci acel corp de pădure este un cartier de vile, de palate de lux. Dacă vă duceți în trupul jandarmeriei al pădurii Băneasa, este un cartier de vile de lux, de palate, care se întind pe un hectar. Ori eu spun că să-i dau și acces. Regulamentul General de Urbanism al României, HG-ul 525, spune că sunt permise locuințe de vacanță, dar nu palate, la liziera pădurii. Tocmai pentru ca să aibă cât de cât un acces, dar dacă mă apuc și fac fiecare cu fosa lui și cu toate celelalte în pădure, vă dați seama în ce dezastru ajung. De aceea credem că cel puțin în pădurile care însoțesc orașele mai mari ale României, acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple. Și veți vedea că din tot ce a însemnat compensarea, scoaterea și veniturile, vă dau un exemplu, pe pădurea Băneasa, în total sunt scoase din fond forestier în realitate 80 de hectare, iar în acte mi-apar vreo 2500 de metri pătrați. Deci lucrurile acestea trebuie corectate și trebuie stopate. Asta ca o altă direcție în care trebuie să mergem. De asemenea, mai spunea codul silvic, cel vechi și o să vedem și în cel actual, că această vegetație din afara fondului forestier se supune a rigorilor codului silvic. Ea este foarte importantă și vă explic de ce. De ce și majoritatea proceselor noastre sunt în zona urbană? Pentru că aceste zone verzi urbane sunt cele care asigură aerul respirabil imediat al cetățenilor. Aici intervin marile probleme. Un cetățean în pădure nu o să aibă o problemă cu aerul, poluat. Dar în zonele urbane, într-adevăr, acest lucru, aceste zone verzi sunt extrem de importante. De aceea, colegii noștri au insistat ca să reintroducem ca pedeapsă, ca infracțiune, tot ce înseamnă tăierea acestei vegetații urbane. Și vă mai dau și un exemplu. Se taie zeci de mii de metri cubi, de exemplu, în București, și să-mi spună mie cineva de la Direcția Silvică București dacă are cunoștință de acest material, cum a fost scos, unde s-a dus, cum s-a valorificat. Așa cum scrie în codul silvic, cu avizul special, APV-ul și toate celelalte. Deci lucrurile acestea pentru populație urbană sunt extrem de importante și trebuie să ținem cont de ele. De aceea cred că împreună cu dumneavoastră vom ajunge la un consens în tot ceea ce înseamnă. Mai am niște probleme referitoare la infrastructuri majore de transport în România. Vorbim de gaze, vorbim de energie electrică, dar toate sunt ale unor multinaționale în gestiunea lor,
da, în exploatarea lor. Ori acestea sunt scutite de eventuale lucrări care s-ar face, de compensări și de sumele aferente. Deci dumnealor realizează niște profituri enorme, dar statul român trebuie să le asigure toate aceste gratuități. E, lucrurile, noi nu suntem chiar de acord. Sunt anumite lucrări care într-adevăr trebuie scutite de compensări, dar anumite lucrări trebuie să plătească. De asemenea, trebuie să avem în vedere acea decizie a Curții Constituționale care spune că indiferent că ești o autoritate locală, pentru ceea ce vrei să scoți din fondul forestier, trebuie să compensezi, așa cum spune codul silvic, și această decizie cred că ar trebui respectată și ar trebui să se regăsească. Deci nu facem referire la domnule Stricu, infrastructură, imediat închei, la infrastructură necesară. Dar când tu vii și vrei să faci, de exemplu, o canalizare prin pădure pentru un cartier care nu vrea să-și ducă, nu știu, pe strada publică această canalizare, lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple. Da, de aceea cred că mă cunosc cu toți dumneavoastră de aici de atâția ani de zile, cu colegii noștri care sunt de o calitate excepțională și atunci cred că împreună ar trebui să reflectăm și să scoatem într-adevăr ceva bun pentru a transmite comisiei hai să spunem un punct de vedere. Ați scris și amendamente referitor la tot ce a spus în discursul dumneavoastră, pentru că da, unele se regăsesc, vor rămâne doar la nivel de discuție. Da, unele se regăsesc, o să le transmit. Eu am și avantajul că cunosc toate aceste chichițe juridice și îmi sar în ochi imediat tot ce ar dezavantaja statul român, ce ar dezavantaja dincolo de chichițele juridice. Voiam să vedem niște amendamente scrise pe care să le discutăm, da, să le facem în cadrul niște propuneri de amendamente, exact. Da, le trimitem și pe acelea. Mulțumesc mult și sperăm să iasă un cod silvic mult mai bun. Vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru cuvânt. Alex Oprița de la Fundația Comunitară București, Platforma de Mediu. Noi am adus la oaltă o comunitate de peste 30 de grupuri civice și ONG-uri de mediu active în București și în județul Ilfov. Deși nu sunt specialist silvic, înțeleg că vorbim despre o reformă din cadrul PNRR, drept urmare, o reformă pentru care, prin care ne dorim să asigurăm dezvoltarea sustenabilă și reziliența României, reziliență venită în cadrul unui pact verde european. Deci vorbim despre politici de sustenabilitate și de protecție, care trebuie implementate prin codul silvic. De asemenea, știm prea bine că strategia europeană pentru biodiversitate, pe care și România și-a asumat-o, prevede că trebuie să avem 10% din suprafață zone de protecție strictă și 30% zonă protejată. Drept urmare, uitându-ne la cum arată Bucureștiul și Ilfov în momentul de față, județele de câmpie în general, aș adăuga, construind pe ceea ce a spus Dan, cu sub 10% din suprafață, în info puțin mai mult, împădurită. Cred că, în principiu, în principal, pădurile existente și corpurile de pădure existente din jurul marilor orașe și din, în special din sudul României ar trebui să capete un statut de protecție sporit, ar trebui să-și piardă funcția de exploatare lemnoasă, ar trebui să fie păduri destinate strict cetățenilor și protecției acestora. În acest sens, susținem și noi demersul pentru centura verde pe care Alex Găvan l-a inițiat. Și mi se pare prioritar să fie permis accesul cetățenilor în aceste păduri, indiferent de regimul de proprietate, și ca aceste păduri să nu mai fie păduri de exploatare a masei lemnoase. Sunt două criterii pe care ne-am dorit să le vedem implementate în codul silvic. De asemenea, cred că dacă ne uităm la pădurea Băneasa, în partea de pădure privată avem, cred că, peste 100 de proprietari. Construim pe ceea ce a spus Dan, dacă prevederile care permit construcția unor cabane, case de vacanță în păduri sunt relaxate și mai mult, ne putem trezi foarte și iar pădurea va fi fragmentată în continuare, sub presiunea imobiliară, ne putem trezi foarte curând cu cartiere de vile în aceste păduri periurbane pe care noi trebuie să le protejăm. Trebuie să țineți cont de chestiile astea. E un pericol iminent în București. În al treilea rând, construind pe ultima chestie pe care a spus-o Dan, dacă mergeți acum pe Bulevardul Elisabeta, o să vedeți niște arbori marcați spre tăiere. Da?
arborii aceia sunt marcați spre teren cu un ciocan silvic. Deci cineva de la Ocolul Silvic a venit, a evoluat și a spus arborul ăsta e spre tăiere, marcat spre tăiere. Atunci de ce dacă cineva taie ilegal un arbore din mediul urban, nu am putea prevede o sancțiune în Codul Silvic care să trateze la fel problema, nu? Revin cu aceeași întrebare. Aveți o propunere de amendament? Pentru că probleme sunt și putem dezbate ore, chiar zile, ca să fim productivi. Avem nevoie de propuneri de amendamente pe care noi, senatorii, le vom asuma sau nu în funcție de conținutul acestor. Desigur. O parte din lucrurile pe care le-am adresat au fost deja amendate alături de colegii noștri. O altă parte va reveni către comisie sub formă de amendament, propunere de amendament. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc că are cuvântul domnul președinte Țăgârlaș. Voi fi scurt și voi intra doar punctat pe elementele importante și încep cu o mică precizare față de antevorbitorul meu. Vegetația forestieră din Travila nu intră în fondul forestier național, chiar este o prevedere expresă. Tot ceea ce e în Travilan este grevat sau se suprapune pe legislația aferentă spațiilor verzi și nu pe codul silvic. Este un prim aspect. Și acolo trebuie să discutăm exact aceste elemente și partea de tehnicitate când discutăm astfel de elemente este extrem de importantă pentru a nu confunda domeniile de reglementare. În altă ordine de idei, mă bucur că arhitectura actualului cod silvic, aceasta de lege ferenda, reglementează o problemă foarte complicată, respectiv paza suprafețelor de pădure aflate în Fondul Național Forestier, sub 10 hectare, în sensul în care ea este gratuită, oferă serviciu gratuit, acest lucru foarte important. De asemenea, o problematică cu care ne confruntăm, respectiv suprafețele sub 30 de hectare, care nu au fost identificate sub aspectul proprietarului și care intră ca și atribuție în această pază, reglementată de codul silvic, reglementând porțiuni semnificative cumulate la nivel național. Deci este o nouă abordare, o nouă arhitectură și care derivă dintr-o cunoaștere a problemelor din teren ridicate de către ocoalele silvice incidente. În altă ordine de idei, vreau să vă fac trimitere și chiar o propunere și să discutăm și cu domnul ministru, pe care îl felicit pentru abordarea echilibrată în această dezbatere și cu ONG-urile și cu parlamentari, în ceea ce înseamnă prevederile articolului 58, și aici mă refer la această discutată problematică a accesului cu un scop recreativ în pădurile aflate în Fondul Forestier Național. În primul rând, mă bucur că la alineatul 8 și 9 sunt interzis accesul celebrelor ATV-uri, jeep-uri și așa mai departe în fondul forestier, care distrug din sub toate aspectele mediul prielnic și mediul normal, care trebuie să gireze și trebuie să antreneze Fondul Forestier Național. Singura problemă aici, la această interdicție prevăzută distinct la aliniatul 8 și 9 din articol 58, că nu avem o normă sancționatorie pentru cei care încalcă interdicția expresă. Motiv pentru care o să-mi permit să formulez un amendament sancționatoriu cu o contravenție specială și să determinăm persoana aplicabilă fiind personalul din domeniul forestier care este competent, precum și sprijinul Poliției Naționale, pentru că în speță este foarte complicat să-i prinzi pe cei care intră cu jeep-urile, cu ATV-urile, să-i prinzi pe drumurile forestiere și să-i aplici și sancțiuni. Deci ar trebui să fie o colaborare între personalul civic și Poliția Română. De altfel, pentru a putea evita această dezbatere și discuție contradictorie cu privire la accesul liber în pădurile României, vă propun spre analiză, chiar și succintă în cele două zile pe care le-am sugerat inițial, să vedem dacă nu putem aplica o sancțiune proprietarului de teren sau administratorului care blochează accesul persoanelor într-un mod liber. Adică, întoarcem paradigma, dacă eu, proprietar de teren, îți blochez ție, exprimez cu accesul în pădure, acest lucru să poată să fie sancționat contravențional. Și cu asta evităm orice fel de dezbatere dacă am sau nu acces liber în pădure. E o paradigmă pe care eu o văd ca și jurist.
o normă legală care îmi dă o anumită posibilitate, iar interdicția acestei norme legale să o contraponderez printr-o sancțiune contravențională. Acestea erau elementele pe care vreau să le invoc, deci aplicarea a două sancțiuni aferente dispozițiilor de drept substanțial și formal, aferente articolul 58 din codul silvic, din propunerea codului silvic. Vă mulțumesc și sper că afirmația distinsului meu coleg președinte Mazilu a fost înțeleasă corespunzător, deci nu există o problematică sub aspectul regulamentului Senatului, să facem amendamente chiar și în plen, spre diferență de Camera Deputaților. Dar există aceste termene și practic, domnule președinte Mazilu, chiar și formularea de amendamente sau analiza lor sub aspectul profunzimii și pertinențelor reprezintă o parte a dezbaterii. Așa că, până finalizăm, plus avem prevederea pe care, dacă domnul ministru va fi de acord, sau dacă din dezbatere va reși, putem cere constatarea caracterului complex a acestei prevederi, acestui proiect de lege, de la 45 de zile la 60 de zile pentru dezbatere. Avem această posibilitate, putem să o discutăm, atunci nu avem niciun fel de probleme cu termen, pentru că, din punctul meu de vedere, așa cum a spus și doamna deputat, colega mea, insistarea și clarificarea unor aspecte extrem de importante, mult mai relevantă sub aspectul calității mecanismului decizional a Parlamentului decât celeritatea cu care trecem peste aceste probleme și disensiuni. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc! Nu pot decât să fiu de acord cu domnul președinte Țăgârlaș. O să mai avem doi vorbitori, dacă nu s-au anunțat trei vorbitori. Domnul Radu Vlad de la BBF, dar vă rog frumos să fiți foarte concis. Și o să... Domnul... Cum? Daniel Sărdan. Daniel Sărdan și va încheia colega mea, Diana Buzoian. Aveți cuvânt. Mulțumesc. Era o întrebare pentru doamna profesor Laura Borio. Nu mai este prezent, așa că nu mai este de actualitate. Mulțumesc. Ok, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt Daniel Sărdan, reprezentant al grupului civic Salvați Codrii Vlăsiei, partener în Centura Verde și vicepreședinte în cadrul Clubului Alpin Român, club în care a fost mare zânzanie acum când am aflat că trebuie să dăm câte un mesaj când intrăm în pădure și să așteptăm aprobarea. Mulțumesc Ministerului și celor care au agreat deschiderea în felul acesta al pădurilor și a naturii. Chiar voiam să fac o mențiune aici, că intrăm în sfârșit în rândul țărilor civilizate, unde există o lege specială pentru accesul la natură, se numește Free of Roaming, unde oamenii pot parcurge atât zonele forestiere, cât și alte spații naturale, lacuri, pajiști, neîngrădiți, fără să dea niciun mesaj, un lucru care este foarte benefic atât pentru economie cât și pentru sănătatea publică. Legat de spațiile și pădurile din apropierea orașelor, vreau să completez ce zicea Alex puțin mai devreme, aceste păduri chiar sunt încadrate în păduri sociale și de protecție. Din păcate, acest aspect nu este exercitat și nu este exercitat căutând explicația asta și neînțelegând de ce se taie atât de mult, de ce nu ai voie în pădure, o mare problemă e reflectată de amenajamentele silvice. Amenajamentele silvice care sunt făcute fără consultarea publică. Noi cetățenii n-au fost până acum invitați la nicio dezbatere din cadrul acestor amenajamente. Amenajamente care, din punctul nostru de vedere, nu reflectă încadrarea pădurilor din apropierea orașelor. Nu țin cont nici de extinderea orașelor, pentru că acum, lângă București, de fapt, este un spațiu urban. Sunt oameni care au nevoie de natură, sunt oameni care, ca să poată să își plimbe copiii sau să alerge, trebuie să ia mașina și să se ducă să facă asta în Herăstrău. Deci trebuie avut în vedere această perspectivă. Sper că acest cod silvic să fie unul mai bun și să protejeze pădurea, că ne referim la ea în cazul acesta. Deci, inclusiv zona asta de construcție în pădure nu trebuie făcută mai laxă, nu trebuie să
fie făcută mai permisivă. Dimpotrivă, trebuie să fie făcută mult mai restrictivă față de ce a fost. Și dacă ne referim la ce a fost, avem aceste exemple pe care ni le-a dat Trifu mai devreme, o pădure dintre Corbeanca și Otopeni, care în condițiile codului silvic actual s-a construit în interior. După ce s-au construit, s-au pus garduri. După ce s-au pus garduri, copacii întâmplător, în ghilimele, s-au uscat. Deci, cumva, noi trebuie să fim mai restrictivi și să ne gândim și la ce se va întâmpla cu viața noastră în perspectivă, la cum se extind localitățile, la nevoile oamenilor și, bineînțeles, să le îmbinăm pe toate, să fim la final cu toții mulțumiți. Aici mai sunt mici aspecte legate de vegetația spontană forestieră din afara orașelor, pentru că s-a făcut trimitere la parcuri. Ok, parcurile se vor încadra în două legi, înțeleg. Dar există vegetație forestieră spontană și în zona de câmp, de-a lungul drumurilor, și aceasta, din experiență proprie, am observat că este înlăturată, recoltată, ilegal, de cetățeni care vor masă lemnoasă și nu le pasă de arborii care sunt pe drumurile de exploatare agricolă sau pe lângă canale, pe lângă râuri, și cumva necesită puțin atenție și acest aspect. Cam astea erau trimitările. Foarte important, mă bucur încă o dată că demersul centurii verzi va fi integrat în noul cod silvic și că s-a găsit în sfârșit o soluție pentru asta, pentru că noi am depășit toate celelalte comisii și dacă se schimba fără integrare, acest demers pe care l-am făcut acum câteva luni rămânea în aer. Vă mulțumesc mult de tot și sper să avem un cod silvic mai bun. Și eu vă mulțumesc. Se pare că avem consens politic din partea tuturor partidelor pe accesul în pădure, deci inclusiv din partea Ministerului. Sper ca în viitoarele ședințe acest amendament să treacă. Domnul Ovidiu Badă? Da, mulțumesc. Numai 10 secunde aș vrea să punctez 2-3 aspecte legate de ceea ce s-a discutat în ceea ce privește integrarea strategiei forestiere cu codul silvic. Se dorește ca acest cod silvic sau orice cod silvic să fie o lege pe o perioadă lungă, de decenii. Dacă se poate, că așa este normal în toate țările europene. Strategia se elaborează pe termen scurt și mediu. Deci, practic, strategia trebuie să se plieze pe prevederile codului silvic și pe necesitățile actuale, naționale și internaționale, da? Și nu văd că această lege îngrădește obiectivele, realizarea obiectivelor strategice, direcțiilor strategice din strategia forestieră. Un aspect. Al doilea aspect. La elaborarea codului silvic au fost consultate codurile silvice, legile forestiere din peste 15-18 țări europene, cu tradiție forestieră, dar și cu silvicultură similară României. Codul silvic trebuie să fie o reglementare suplă, normal, de-aia este cod. Dar s-a căzut să fie o lege forestieră și au apărut mai multe articole decât în vechiul cod silvic, tocmai din dorința de a veni și a puncta anumite aspecte foarte importante pentru societatea civilă, pentru silvicultura românească în acest sens. Și ultimul aspect. Sunt surprins că după 5 ani, această cifră de tăieri ilegale se vehiculează de 20 de milioane. IFN-ul, Inventarul Forestier Național, acest sistem este conceput să evalueze și să analizeze dinamica resurselor forestiere existente și nu a celor care sunt recoltate. Alte principii, alte fundamente statistico-matematice trebuie să stea la baza fundamentării de așa natură încât să avem aceste cifre. Și aș dori ca cei și societatea civilă și domnii parlamentari care încă n-au înțeles și ministerul s-a văzut că a înțeles, nu există această cifră. Iar ministerul, de când există această structură, nu a impus sau n-a cerut institutului vorbesc, nu știu dacă structurii existente, să vină și să
impună rezultatele. Ce au ieșit de acolo au fost analizate de comisie științifică a Institutului. V-am spus că Institutul e dotat cu expertiză pentru a analiza și nu poate să-și permită să scoată informații care nu sunt relevante din punct de vedere științific. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dați-mi voie să nu fiu de acord în totalitate cu dumneavoastră. Într-adevăr, acea cifră, nu comparăm mere cu mere, intrăm într-o polemică care nu o să ducă nicăieri. Eu vorbesc din punct de vedere științific. De acord, de acord. Terii legale există, chiar dacă nu acele 2 milioane. Poți fi 70 de milioane, n-am contestat asta niciodată, sau 2 milioane, dar nu 20, cifra aia nu spune nimic. Nu 20, după o analiză a mea proprie și personală, cred că undeva pe la 10 milioane, cel puțin, dar repet, nu intrăm în polemică. Îi dau cuvântul colegii mele, Diana Buzeanu. Doar pentru o singură clarificare, eu mă bucur foarte mult că în urma acestor dezbateri a reieșit că Ministerul își asumă anumite amendamente și m-aș bucura să le vedem chiar trecute, nu doar asumate verbal sau asumate pe hârtie, ci chiar votate de către majoritatea parlamentară, inclusiv cu cei care le-au depus. A fost menționat, dar în acest sens nu pot să nu observ că, de exemplu, amendamente care au fost menționate că sunt susținute, pe hârtia venită de la Minister apar că nu sunt susținute. De exemplu, este vorba de conferința întâi și a doua de amenajare, care ar trebui să fie, noi am spus în amendamentele noastre că ar trebui să fie publice. Îmi pare rău că domnul ministru nu mai este aici și el a declarat în această intervenție că, sigur că da, dă o veste proastă USR-ului, vom susține acest amendament, iar din punctul de vedere trimis de către minister, se găsește aici la articolul 63 în amendamentele depuse de către noi. Punctul de vedere al ministerului este că nu susține acest lucru. Deci este bine că verbal spunem că susținem niște lucruri. Eu sper că ne vom vedea și cu niște amendamente care sunt susținute și cu voturile în spate care să facă posibilă să și fie implementate aceste amendamente. Mulțumesc. Evident că voiam să închei cu domnul Ionuț Banciu, reprezentantul Ministerului și cel mai în măsură să închei această dezbatere și să ne spună concluziile acestei dezbateri și concluziile la care Ministerul a ajuns. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Ionuț Sorin Banciu, sunt secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și silvicultor inițial. Acum devenim politician, probabil că tot ceea ce spun poate fi folosit împotriva mea. Vreau să spun doar că am înțeles de la începutul acestei ședințe că nu discutăm amendamente. Cred că este o eroare ce s-a strecurat în documentul noastră. Dacă domnul ministru a spus că conferința întâi și a doua vor fi făcute publice, așa se va întâmpla. Din perspectiva Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, nu putem să controlăm ce se întâmplă în Parlament, bineînțeles, și de asta cred că e bine să existe astfel de dezbateri parlamentare, pentru că mai avem un filtru direct cu oamenii, care trimit în Parlamentul României oameni care se reprezinte. Și pentru că niciodată nu vom avea un cod silvic perfect, ce vă pot eu garanta că eu, în calitate de silvic, m-am uitat foarte detașat la acest cod, pentru că nu vreau să-mi impun punctul de vedere și cred că am făcut asta cu mare parte dintre cei care au luat astăzi cuvântul, mai ales din societatea civilă, care este foarte activă pe acest domeniu. Ce este evident este că toată lumea își dorește mai mult de la păduri și cred că va fi foarte dificil, indiferent câte dezbateri facem, să mulțumim pe toată lumea. Un aspect pe care domnul ministru l-a menționat încă de la începutul acestei ședințe. Însă, referitor la transparență și la modul în care se desfășoară activitatea în silvicultură, aș vrea să ne uităm echilibrat și obiectiv la ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. La faptul că există mai multe date publice, la faptul că am publicat pentru prima dată siturile Natura 2000 cu distribuție de habitate și specii, la faptul că avem o finanțare consistentă pentru digitalizarea sectorului, pentru mai multe date, pentru sisteme inovative de monitorizare a pădurilor și, bineînțeles, asta va genera și mai multă implicare din partea factorilor interesați. Ne bucură foarte, foarte mult faptul că românii sunt interesați de păduri și cred că de asta este obligatoriu să avem aceste discuții aici. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este cel care centralizează și încearcă să găsească un echilibru. Ați văzut în procesul de legiferare, avem nevoie de avize de la alte ministere, sunt specialiști în multe domenii, nu ne dorim un cod civil care să reglementeze tot, pentru că am văzut abordări de genul că îl vrem simplu și cu puține articole, în același timp toată lumea mai vrea să mai introducă ceva.
și despre parcuri, și despre, nu știu, contravenții sau infracțiuni care sunt incluse în alte legi, și ținte de împădurire, și ținte de protejare a pădurilor. Vă spun doar că Ministerul Mediului nu se ocupă doar de pădure. Avem strategia națională pentru biodiversitate care va ieși în curând, avem proiecte care vor identifica toate tipurile de habitate care merită protejate în România și care trebuie protejate în România. Nu aș vrea să ne focusăm pe acest cod silvic doar la, sau să încercăm să reglementăm totul, pentru că îl vom face și mai mare și mai strufos și probabil și mai greu de aplicat. În același timp, trebuie să ne gândim că avem mai multe forme de proprietate și că nu putem cere proprietarului privat cu 5 hectare același lucru pe care îl cerem Regiei Naționale a Pădurilor, ca și servicii sau ca și funcții pe care trebuie să le ofere societății. De asta veți vedea și dacă vă aplicați asupra codului silvic, veți vedea că sunt tot felul de sisteme prin care încercăm să aducem și niște măsuri voluntare. Astea funcționează. Apropo de compensații, da, compensațiile sunt un efort pe care Guvernul României îl face. În discuțiile cu Ministerul Agriculturii nu am reușit să aducem și plăți Natura 2000 pentru proprietarii de păduri, pentru că biodiversitatea nu se protejează numai prin protecție strictă, ci și prin alte mecanisme pe care le veți găsi în codul silvic, care nu sunt nici cele perfecte, dar mult mai mult discutăm mult mai mult de biodiversitate în acest cod. În același timp, nu aș vrea să folosim o lege primară să reglementăm tot. Avem regulamente, avem HG-uri, avem ordine de ministru care vor reglementa în detaliu inclusiv ceea ce se propune aici. Dar nu putem să includem în codul silvic tot ceea ce va face Consiliul Național al Silviculturii, nu putem include în codul silvic mecanismul concret prin care dăm, de exemplu, dreptul sau facem un drept de preemțiune funcțional, pentru că și în regulamentul de vânzare sunt și alte instituții care intervin. Și aici nu vreau să menționez decât Consiliul Concurenței, pentru că am avut această șansă să lucrez pe acest regulament și în urmă cu 8 ani și sunt multe, multe alte acte normative care reglementează acest sector. În același timp, da, am văzut două abordări. Una că nu reglementează suficient, alta că nu este o reformă consistentă. Cred că fiecare societate ia decizii într-un anumit moment în funcție de contextul social și economic. Și cred că peste 20 de ani, când vom discuta un nou cod silvic, el se va duce într-o direcție pe care societatea și-o dorește. Noi am ascultat toate punctele de vedere, suntem aici împreună cu domnul ministru pe care l-ați auzit la început, deschiși să participăm la dezbatere, să venim cu argumente tehnice în care să susținem sau nu un anumit amendament, dar din partea noastră există această deschidere și credeți-mă că cred că este unul dintre cele mai importante acte normative pe care le avem astăzi pe masă. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Săptămâna viitoare o să fie o săptămână plină și grea, pentru că o să începem ședințe comune în care o să dezbatem toate aceste amendamente și nu sunt puține. Și sunt convins, în același timp sper, că vom îmbunătăți acest proiect important pentru România. Dacă domnul președinte Mazilu vrea să... Da, eu sigur că aș vrea să-i dau cu un minut cuvântul domnului ministru ca o concluzie. Totuși, dumnealui a revenit în sală, mulțumim foarte mult prezenței echipei ministeriale în asemenea formulă, ca și tuturor celorlalți invitați care au avut o să spunem, contribuție consistentă la discuțiile noastre. Ca o concluzie, eu am constatat că sunt 3 sau 4 îngrijorări la care s-a referit aproape toată lumea din societatea civilă și chiar dintre cei implicați în procesul legislativ. Eu cred că acele 4 sau 5 puncte sensibile își vor găsi cu siguranță rezolvarea printr-un consens politic și sper ca modul în care va ieși această lege din Senat să fie cât mai puțin modificată la Camera Deputaților, nu pentru că pentru că nu o să fie nevoie, pentru că o să fie suficient de bine armonizat aici la Senat, în ciuda timpului pe care îl avem la dispoziție. Din punct de vedere tehnic, vreau să rog pe toți cei care și-au exprimat puncte de vedere pe textul de lege să vină cu propuneri de amendamente către cele două comisii raportoare. Pot fi trimise online, evident, și în măsura în care vreunul dintre parlamentari și le va însuși, sigur că ele vor deveni amendamente care vor fi luate în dezbatere. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, fără să încercăm să blocăm
cum să spun, intervenția pe text a niciunei persoane interesate. Eu o să rog pe domnul ministru să ne spună două, trei cuvinte și cred că dezbaterele vom avea, dacă nu mă înșel, cu prima ocazie, marți, undeva în jurul orei 10, o să comunicăm oficial când o să găsim și o sală adecvată, să avem și acceptul celor care ne pun la dispoziție o astfel de sală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule președinte. Nu pot decât să vă să mulțumesc organizatorilor acestei dezbateri. Se cred și observ că în continuare noul cod silvic și pădurile din România sunt de mare interes în societatea noastră. Sunt convins că vom lua cele mai bune decizii, la fel cum în încheiere aș vrea să reiau acea propunere pe care am mai făcut-o în trecut și la Camera Deputaților, respectiv în legătură cu acele lucruri care nu au culoare politică, confiscarea mijloacelor de transport pentru hoții de lemne, accesul liber la păduri. Mi-aș dori foarte mult ca aceste amendamente să nu fie nici ale Ministerului, nici ale vreunui partid politic, cele pe care cădem cu toții de acord să fie asumate de întreaga comisie și promovate în acest fel către plenul Senatului și al Camerei, cu speranța că în acest mod ele vor trece cu un vot majoritar sau unanim, adică să maximizăm șansele unor astfel de amendamente la votul final de la plen. Am făcut această propunere, vă mărturisesc, în particular colegilor de la USR care m-au refuzat, dar în continuare îmi manifest intenția să putem să avem și amendamente pe care să le susținem și să le votăm în comun. Eu vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc mai ales celor care critică codul silvic. Așa funcționează democrația și în lipsa opiniilor critice, probabil că actul normativ n-ar fi fost atât de bun sau n-ar fi ajuns să fie atât de bun precum cel care va ieși din această comisie. Voi fi prezent și marți și ori de câte ori mă invitați pentru a dezbate articol cu articol alături de colegii mei din minister și alături de colegii care au scris până la urmă aceste articole și care sunt poate de multe ori mai în măsură decât mine să explice ce anume se află, care a fost raționamentul din spatele unui articol sau altul. Așadar, așteptăm cu nerăbdare dezbaterile pe fondul amendamentelor propuse. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc tuturor pentru participarea de astăzi și vă doresc o zi minunată.